titlul conferinței de astăzi a fost unul incitant și de aceea am încercat să recompunem cât se poate de bine atmosfera de atunci și, în afară de motivațiile oficiale, cum el, Visarion, a înțeles această condamnare, n-a rămas pasiv, ci a încercat să, încă de atunci, a auzit Părintele Egumen, a încercat să vă convingă cu ceea ce a prezentat, să se caseze hotărârea pe care el însuși o considera nedreaptă. Iar pe de altă parte, cum s-a comportat cu cei care, într-un fel sau altul, erau considerați autorii morale acestei decizii. De ce? Pentru că, iată, ne spune preotul Vasile Ștefan, alături de care el, Visarion, mersese în Croația pentru a chirotoni acolo un arhiepiscop croat la Zagreb și rămăsese cu știrea patriarhului român Nicodim în străinătate. Mai târziu va spune că nu am fugit din țara mea, România, ci am rămas acolo, în Zagreb și apoi drumului în Occident, cu știrea patriarhului Nicodim. Era însoțit de acel Vasile Ștefan, care mai târziu s-a întors în țară fără niciun fel de probleme. El, Vasile Ștefan, mai târziu va ajunge superiorul capelei de la Baden în Baden, titoria scoțeștilor, Germania de astăzi. Și povestea el, Vasile Ștefan, în 1975, despre temerile mitropolitului cu privire la soarta și viitorul lui. Și zice că mitropolitul era sigur că după războiul rușii îl vor condamna la moarte pentru faptul că a păstorit pe teritoriul din Transnistria, ocupat temporar de armata română, cum întocmai s-a și întâmplat. Ne spune în continuare, Părintele s-a despărțit de însoțitorii săi prin cuvintele: voi puteți să vă întoarceți acasă, căci n-ați făcut nimic pentru care să fiți pedepsiți. Vouă nu vi se poate întâmpla nimic. Și un alt părinte, tot din Occident, Dumitru Popa de la Freiburg, povestește, care a fost apropiat de mitropolit, că uite, vezi cum a pățit Alexianu, așa pățeam și eu când eram în sală. Iată unul dintre motive foarte limpede, după mărturia celor foarte apropiați mitropolitului, inclusiv acelui care s-a întors, nu s-a întâmplat nimic în țară și apoi a fost și trimis în străinătate la Baden-Baden. N-a avut niciun fel de repercusiune asupra lui. Acestea fiind spuse, mi s-a părut extrem de interesant să aduc în fața dumneavoastră câteva din epistolele pe care el le-a trimis mai marilor Uniunii Sovietice, perioada interbelică și după război, ca să vedem atitudinea lui, să vedem cum înțelegea el comunismul și cum înțelegea el rolul bisericii, acolo unde era dificil, într-un regim declarat ateu și ostil bisericii. S-a vorbit despre scrisoarea adresată lui Stalin, la ziua Crucii, la 14 septembrie 1939. Chiar așa era, că tovarășe Stalin. Și, sigur, mai târziu vom găsi ideea, zicea foarte, foarte bine, ce nu se poate face prin evoluție, se face prin revoluție. Și iată, și lovitura aceea de stat din octombrie, care se petrece în timpul când se desfășurau lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, care trebuia să reformeze și trebuia reformat, nu? Și, sigur, consecințele luării puterii de către comuniști în Rusia, apoi Uniunea Sovietică, și doar cu care au fost, desigur, extrem de dificile pentru biserică, îl determină pe mitropolit să formuleze și să răspundă afirmativ în scrisoarea către Stalin la două întrebări. Prima, zice așa, trebuia să zdruncine biserica Revoluția Rusă? Răspunsul este afirmativ, da. Argumentul ce nu s-a putut face, nu? În structurile acelea care erau deja aproape falimentare, nu? Ideologia țaristă, el însuși spune, așa formulează el, ducând la faliment, ce nu s-a putut face prin consultare și prin evoluție firească, iată s-a făcut prin revoluție, s-a zdruncinat niște conștiințe. Iar la a doua, poate credința religioasă folosi statului rusesc? La fel răspunde mitropolitul afirmativ, da. Și spune cel mai mult, pentru creștini este necesară concilierea. Ar fi un formidabil și epocal răspuns și o nouă forță în consolidarea statului. Împăcarea cu biserica poporului rusesc
după dispariția vechilor ideologii țariste. Concilierea, mai spune el, aduce la purificarea și întărirea religiilor popoarelor sovietice, poate chiar la unificarea acestora. Purificare nu în înțelesul de astăzi. Mitropolitul Isarion Pui înțelegea prin purificare, adică nu, cultivarea unui creștinism primar, în ceea ce are el comun, curat, original. Nu e vorba de apelul altfel, care sigur este, nu trebuie să-l folosim. Însuși, mitropolitul se explică. Și, desigur, ar duce la realizarea pașnică a progresului Revoluției. Creștinismul, și e foarte importantă această idee, pentru că se va regăsi și în epistolele de după cel de-al doilea război mondial, în ale mitropolitului trimise oficialităților din Uniunea Sovietică. Creștinismul a fost mereu nu element dizolvant, ci cea mai puternică cimentare pentru organizațiile politice drepte și superioare în viața tuturor popoarelor civilizate de pe acest. Iată, scrisoarea din 1939, adresată direct, nu? Omnipotentului Stalin, pentru că izbutise să adune întreaga putere în mâinile sale, au urmat anii dificili ale războiului, cu întreg cortejul de consecințe, cu dificultățile multe și tragediile mari. Să spunem doar că în 1947, el, mitropolitul Isarion, semnând Pașcani, Victor Pașcani, protestează solemn față de situația României și altor țări abandonate Rusiei de către europeni, făcând apel ferm, eliberați țările ocupate de armatele sovietice, redați României teritoriile furate de Uniunea Sovietică, eliberați țările baltice, apărați civilizația europeană împotriva noilor invadatori. Toate acestea, iată, idei care vin și completează atitudinea pastorală, atitudinea fermă de păstori responsabili pe care a dovedit-o mitropolitul Isarion. Ne interesează în mod deosebit o scrisoare, însă, cea din 1951, din octombrie, adresată Patriarhiei Moscovei prin ambasada Uniunii Sovietice de la Paris. A fost trimisă în copie și altor decidenții importante în lumea occidentală, iar în 10 ianuarie 1951 este trimisă și superiorului abației de la Matrițarului, domn Giovanni Calabria, care îl ajutase foarte mult în timpul refugiului, timp de 2 ani, a oferit găzduire și multă prețuire frățească. Ei bine, în această scrisoare, mai rar se vorbește despre acest text, nu apare în unele dintre corpusurile de documente publicate deja, mi se spune, după faptul că nu am fugit din țara mea, România, când armata sovietică a intrat pe teritoriul său și tot ceea ce am precizat la început, iată avem precizarea făcută de însuși mitropolitul, textul este anotat de dânsul, ni se spune așa, comunismul rus nu și-a realizat promisiunile Revoluției sale, îi spune patriarhului de prea fericirea voastră, așa începe lucrarea. Comunismul rus nu și-a realizat promisiunile Revoluției sale în cei 30 de ani și nici nu și-a realizat în viitor, ci rămâne doar la propagandă și teroare. Privind globul pământesc din punct de vedere politic, o hartă vedem cu două imperii colosale. Materialismul american-european de o parte și militarismul sovietic de cealaltă parte și la mijloc prinse popoarele. Propaganda făcută de sovietici prin radio și ziare pentru comunismul lor, iar în ultima vreme teza lor este dorința păcii pentru toate popoarele, este o nouă iluzie pentru cei creduli, născută din dorința unor noi cuceriri. Comunismul menține războiul rece, menține discordia, conflictul, dezordinele și vrea pentru a provoca revoluții și a facilita apoi cucerirea unui vast imperiu. Dar toate popoarele, și iată, încă o dată, amintesc, este din scrisoarea trimisă Patriarhului Moscovei, care sigur, prin conducătorul bisericii, ajungea și la forurile care decideau și viața politică. Dar toate popoarele știu din istoria generală că niciun imperiu politic nu durează mult. Toate imperiile se fac cu mari sacrificii umane, dar se desfacă repede, precum toate creațiile făcute prin forță, răutate, abilitate și persecuții, fiind conglomerate artificiale și nedrepte, injuste, e inaturale.
și se continuă. De aceea nu considerați ca profeție sau fantezie ceea ce scriu, ci pur și simplu ca o afirmație logică verificată de istorie, ca și prăbușirea Imperiului Sovietic de astăzi, va urma automat, deoarece cu cât își va extinde mai mult cuceririle nedrepte și sistemul dur de guvernare și se face referire la micile state din Europa de Est, ținute prin cele mai barbare mijloace pe care le-a cunoscut umanitatea în jugul bolșevic, dar jogo bolșevico, cum scrie Mitropolitul, cu atât mai rapidă va fi și căderea, având în vedere vulcanii de ură mocnit împotriva lui. Mai crede Mitropolitul că lucrurile sunt parțial cunoscute și de cei cărora li se adresează, inclusiv deci de conducătorul Bisericii Ruse. Însă, trebuie să fie conștient și cu această devenire a scrisorii, să dorească și să lucreze pentru pacea tuturor popoarelor lumii. Pentru a arăta cum apreciază și cum spune comegiudica, poza dice, lumea țărilor libere în privința acestor chestiuni, Mitropolitul dezvoltă tema păcii. Iar Biserica, spune el, luptă neîncercat ca să fie pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Sigur, numai pacea bazată pe principiile dumnezeiești ale creștinismului durează. Mântuitorul lumii zice, las vouă pacea mea, nu cum vă dă vouă lumea. Și se spune răspicat, ca în tot ca în 1939, dar în context diferit pentru români, că fără dreptate, libertate și în special fără cimentul carității pure între oameni, pacea nu poate fi durabilă, nici prin tratate politice, nici prin liste de subscriere sau altceva. Iată de ce pacea predicată de Moscova nu se poate face prin disprețul față de dreptatea și libertatea popoarelor. Iar pacea între altele, spune Mitropolitul, poate fi posibilă din punct de vedere politic, nu poate fi posibilă din punct de vedere politic, fără eliberarea popoarelor menținute prin tratate injuste, Teheran, Yalta, Potsdam, în Imperiul Sovietic, cu ce drept moral au fost ele cedate de americano-europene rușilor pentru participarea lor la războiul contra Germaniei, va judeca cine altcineva, istoria și Dumnezeu, spune el. Din punct de vedere spiritual sau etico-religios, se mai arată că pacea presupune realizarea unei sincere uniri, colaborări a tuturor cultelor religioase, Biserica din Roma, cea anglicană și alte religii principale. Mitropolitul român subliniază că eu sunt și rămân biserica mea ortodoxă, dar susțin cu tărie că toate bisericile creștine trebuie să împlinească dorința Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca toți să fie una și că Hristos și biserica sa rămân veșnici. În concluzie, Mitropolitul Visarion Puiu propune în 8 puncte Patriarhului Moscovii să acționeze în vederea afirmării învățăturii creștine și să evidențieze valorile acesteia în contextul concret al timpului. Valori care în Occident sunt ignorate de o cultură orgolioasă și modificată ce întoarce spatele popoarelor și întoarce popoarele spre primitivism, spre materialism, spre pozitivism, spre superficialitate, astfel încât lumea și iarăși o propoziție demnă de reținut, trebuie să fie reîncreștinată. I se cere să patriarhului să lumineze regimul politic sovietic asupra faptului că sentimentul religios al oricărei credințe poate fi interzis în manifestările sale sau poate fi modificat, dar niciodată distrus. Iar în cei 30 de ani prin care a trecut creștinismul și Biserica Rusă, s-a văzut în mod clar acest adevăr. Se mai cere insistență pentru încetarea tuturor persecuțiilor politice și religioase și reconciliere, precum și colaborare pe baza principiilor creștine adaptate la natura fiecăruia. Și acest lucru nu poate fi posibil și nu poate fi înlocuit prin invenții umane sau prin ideologia măcitoare precum comunismul, se mai precizează. Se adaugă cultivarea de relații cu instituțiile de cultură și cu forurile înalte ale justiției lumii pentru a îndepărta acțiunile politice greșite ce au ca scop cucerirea militară pe seama altor popoare, consolidând astfel drumul pentru instaurarea reală și pentru totdeauna a păcii necesare întregii lumii. Și încheie
prin cuvinte simple și ferme. Cozi sia, așa să fie. Este una din scrisorile care l-au îngrijorat, s-a temut pentru viața lui și pentru ceea ce îi se poate întâmpla. Și de aceea va cere ministrului de externe al Spaniei, prin intermediul ambasadei, ca să, temându-se de repercursiunile pe care această scrisoare le poate avea în cercurile conducătoare ale Partidului Comunist al țării în care mă aflu prezent, cere să obțină dreptul de a se așeza într-un oraș spaniol, iar corespondența să se poartă pe canale diplomatice pe care tot el, mitropolitul, le indică. O altă scrisoare, tot cu mai mari Uniunii Sovietice, datează din 12 noiembrie 1960, adresată lui Andrei Gromyko, știți, da, televizor, așa se pronunță. Se pronunța și înainte. Este ucrainean, ministru de externe la Moscova și lui Vladimir Șcerbinski, președintele prezidiului ucrainean de la Kiev. Și ei sunt făcuți atenți asupra fondului, o critică de fond la adresa comunismului. Îmbunătățirile materiale necesare vieții omenești sunt de dorit, dar acestea sunt numai pentru omul animal, spune mitropolitul. Dar omul fiind ființă rațională, cu însușiri și trebuințe sufletești, are trebuință și de îmbunătățiri sufletești, în care superioară este credința sa religioasă. Deci se cere libertate deplină creștinismului. Se mai cere apoi redeschiderea Academiei de la Kiev, a seminarilor, la Kiev învățase și el. De asemenea, se arată că legăturile Ucrainei cu România trebuie să nu fie legături slabe și nici machiavelice, ci cu dragoste creștină cultivată. Iată, atitudinea deodată, nu? Responsabilă pentru comunitate, dar și pentru biserică. De asemenea, o altă scrisoare, din aceeași zi, 12 noiembrie 1960, intitulată pentru salvarea patriei mele România și îndreptată fruntașilor politici din Moscova și Kiev, preia ideile acestea, sigur, într-o manieră, ideile sunt aceleași, dar sunt subliniate în mod diferit, aș vrea să trecem mai departe pentru a încheia, timpul nu permite, cu scrisoarea din 15 octombrie 1959, adresată succesorului lui Stalin, 53 Ulise, Nikita Sergeievici Hrușciov, prim-ministru la Moscova. Ce îi spune? Că este foarte important, interesant și pentru continuitatea de gândire a mitropolitului, dar și pentru felul în care își înțelege el slujirea pastorală, modul în care încearcă nu numai să sensibilizeze, dar să și convingă atât cât putea fi el convins. Gândiți-vă, Hrușciov a fost cel care a desființat sau a început o mișcare împotriva monahismului, că decretul 410 din 1959 adoptat la noi, a fost tocmai ca urmare a, nu, când se strănută la Moscova, la București face gutoraie. Era un proverb așa. Ce scrie? Data aceasta nu se mai spune pe nume, Nikita Sergeievici. Au trecut 42 de ani de la schimbările din 1917. Ce nu se poate face, iată, prin evoluție, se face prin evoluție. Adevăr care cere din când în când să revizuie. Și cere să cerceteze în liniște. Am reținut numai punctele importante ale acestei scrisori. Revoluția, zice mitropolitul român, a zdruncinat din motive politice Biserica Rusă, fără să-i ceară mai întâi o reorganizare a tot ce trebuia îmbunătățit. Și azi se poate reveni mai greu la situația dinainte. Pentru că Biserica Rusă este dezorganizată și subminată de ignoranță, de propagandă ateie, bezbojnici. Nu? Și, sigur, toate acestea au rele urmări sociale. Și cel imperativ conducătorului sovietic. Redați bisericii splendoarea sa veche prin deplina libertate și sprijinindu-i o nouă reorganizare de timp canonică. Reînființați seminarele teologice, academiile. Luați măsuri de îngrădire din vremea secolului ce se vor ieși. Chemați la colaborare pe toți vlădicii și clerul rus risipit prin alte părți ale lumii, continuând lucrarea sinodului de la Moscova din 1917, despre care am vorbit la începutul lucrării.
Apoi, îndemnați Biserica Rusă să colaboreze la înlăturarea actualei fracționări a creștinismului. Nikita Sergeievici, iar sub raport de înaltă politică binefăcătoare omenirii, să se redea popoarelor teritoriile cuvenite cu dreptate patriilor. Referire, aluzie, nu? La Basarabia și Bucovina. Și eliberați, de continuă, micile popoare europene ținute sub grea ocupație militară timp de 15 ani, între care este și patria mea, România, așa cum ați eliberat Austria, lăsându-i se toată libertatea cuvenită pentru a se organiza cum vor voi ele. Să pornească un asemenea edict din Moscova, dacă prin Geneva nu a venit. Acest fel de urmări trebuie să aibă Revoluția din 1917 pentru întreaga omenire. Realizările acestor puncte vor fi un act politic epocal de imensă justiție și admirat de întreaga omenire și de istorie. Și veți rămâne figură istorică de politică creatoare. Nu știu dacă cacofonia n-a fost intenționată. Către Dumnezeu al tuturor de bine rugător, Mitropolitul Visarion își încheie Mitropolitul scrisoarea. Sigur, trebuie spus că încă de la început el nu a neglijat legăturile directe cu cei în cauză. Nu i-a urât până la nu vorbi cu ei, ci li s-a adresat, nu? Considerând că poate într-un fel să-i sensibilizeze sau, dacă nu, este de datoria lui de păstor să le aducă lucrurile acestea la cunoștință. Și iată, simțindu-se dator și de față de conaționalii săi din exil, așa spune el. Care sunt datoriile exilului? În 1956. Relațiile dintre popoarele mari și mici, zice, trebuie armonizate prin pacea supernă, predicată de creștinism, nu încălcite și scupite ideologii politice efemere și după interesele materiale ale statelor mai puternice. Astfel, așa se face evoluție și nu revoluție. Și sigur, lucrurile acestea îl înfățișează pe Mitropolitul Visarion, pe omul Visarion Puiu, în deplinătatea statului sale duhovnicești și spiritual, un om de cultură, un om responsabil, un om apropiat, un om care vrea să convingă, un om care știe să acționeze. Nu în alt fel. Cei care, și pe bună dreptate, spunea el, a văzut și a împărtășit apropiaților săi, i-ar fi dorit moartea și această hotărâre a tribunalului care este atât de grea, nu? Rostită acum 70 de ani, de care ne amintim astăzi, aici, la Roma. Deci această condamnare nu a adus sau nu l-a schimbat într-un nimic, ci a continuat și a continuat așa cum un cleric, cum un preot, cum un arhiereu, înțelege. Iubind, rămânând statornic, nu? În credință, dacă se poate și probabil ați observat, sunt aceleași idei la care nu renunță, însă contextualizate și nuanțate în mod diferit. Și lupta s-a adus-o până la sfârșit, creștinește, cu multă fermitate, dar și cu multă inteligență vie, cu tact și spirit pastoral deosebit. Era un om ferm, ce dorea, aia făcea tot. Și preoții care l-au cunoscut spun că era un om foarte hotărât, știa ce dorește și sigur și realizările lui, despre care și domnul profesor ne-a vorbit atât de frumos, au putut fi făcute în timp scurt, dar sunt lucruri de mare calitate și de mare frumusețe. Sigur, asta am vrut să vă aduc înaintea ochiul sufletește ai dumneavoastră, faptul că nu l-a înrăit această condamnare la moarte, ci el, ce gândea încă dinainte, a gândit până la sfârșitul vieții. De aceea, spunem eu, o conștiință vie, puternică, înaltă, pentru comunitate și, sigur, și pentru ceea ce trebuie să fie duhovnicul în viața comunității. Mulțumesc! Lucruri deosebite și această corespondență în ultima perioadă, perioada exilului, este evocatoare pentru trăirile și pentru
felul în care a privit Isaion Puiu biserica și mai ales ortodoxia. Avem aici un prieten venit de la Verona, îl invit alături de mine pe fratele Giancarlo. Giancarlo Conato, un frate ce vine de la Institutul Don Calabria de la Verona, cu care am călătorit în mai multe rânduri în Italia și la mănăstirea Maguțanu, acolo de unde vine, am realizat împreună un lucru mare, despre care foarte puțin știți. Atât starețul mănăstirii, cât și comunitatea obștea au fost de acord să facem în mănăstire o sală. Este de mărimea sării în care ne aflăm. Sala cea mai mare a mănăstirii, sala de ședințe sau de consiliu, ei au numit-o sala Visarion Puiu. Am așezat o placă pe perete, sala dedicată Metropolitului Visarion Puiu, și acolo am dus icoane românești, colorul și imagini, documente din viața Metropolitului. Deci este un lucru inedit, o sală Visarion Puiu într-o mănăstire catolică și un lucru pe care poate nu îl credeți, mi-au acordat o capelă în mănăstire, care am transformat-o astăzi în capelă ortodoxă, cu catapeteasmă, ei au pictat-o, ei au suportat cheltuielile și eu am trimis acolo obiecte pentru cult, veșminte, evanghelie, cruce, cădelniță, cărți și odată pe an sau când avem ocazia să ajungem, să facem o slujbă pentru Visarion Puiu și pentru pelerinii care ajung aici. Fratele Giancarlo vine cu noutăți, pentru că an de an în arhiva mănăstirii și la Institutul Don Calabria din Verona se mai păstrează anumite mărturii legate de prietenia dintre Visarion Puiu și Don Calabria, titorul acestui ordin. Și în timp ce ne va vorbi, am să vă pun pe ecran câteva scrisori descoperite acolo la Verona, adresate de Mitropolitul Visarion Puiu, starețului mănăstirii de atunci, care l-a găzduit, Don Calabria. Aici veți vedea și scrisul, cât de frumos scria Visarion Puiu. El a fost caligraf un an de zile la Spiro Valet, la casa bisericii, viitorul minister, și avea un scris extraordinar de frumos, dar ce i-a surprins pe dânsii, cunoștea foarte bine limba italiană, deci o gramatică perfectă. Scrisorile vin din Franța către Italia. Nu știm ce răspunsuri va fi dat Sfântul Ioan de Calabria, Mitropolitului, dar o să vedem noutăți din Mănăstirea Maguțanu. Bună seara! Am puțin, Părinte Florin, nu mult, dar mi se pare interesant pentru că este o amintire unui ex-elev care în acea perioadă avea 13-14 ani și a fost pus de Părintele Calabria în serviciu metropolitului. Noi de la Don Calabria nu suntem istorici, nu suntem cercetători. Suntem persoane care, după cum fondatorul nostru, Părintele Don Calabria, ne-a învățat, estimatori de această persoană, de acest metropolit. Era un preot catolic aici, pe șoapte i-am spus, dacă era un catolic, deja era sfânt, deja era ridicat, la un nou altar, nu? Da, pentru că un personaj extraordinar. Iată de ce Don Calabria, când l-a primit, l-a ținut 2 ani, după nu a mai putut să stea în metropolitul, pentru că era cercetat, a trebuit să fugă din Maguțanu și s-a dus în Franța. În cei doi ani, s-a creat o prietenie profundă, adâncă,
între cei două persoane. E dacă o persoană, fondatorul nostru, a fost declarat sfânt, sfinții au un ceva între ei de particular. Atunci eu cred că Don Calabria nostru, Părintele Calabria, a văzut și metropolitul Visarion o altă persoană asemănătoare cu ei, cu un spirit profund creștin, ecumenic, e cu adevărat s-au iubit. Des, băieții, e acest fost elev, am des din această căbrușură, că vedeau Don Calabria că dorea, cerea binecuvântarea mitropolitului. Pentru ei, acum 700-800 de ani, în Italia nu era această deschidere ecumenică, când se vedea un ortodox, un protestant, se spunea, este un frate separat, un frate să nu merge prea aproape, să nu... Văzând Don Calabria cu aceste gesturi, am înțeles că nu era corect modul lor de a gândi. Citesc repede două rânduri. Don Calabria, Părintele Calabria, cu dragostea sa, cu atenția sa, cu credința sa, vedea în el un urmaș al apostolilor și cerea mereu binecuvântarea sa. Spune aceste, cum ai admitit și preot, noi ne miram cum în Calabria, fundatorul nostru, sunt cer binecuvântarea omului ortodox. Și mitropolitul spune, a găsit în Părintele Calabria dragostea evanghelică în adevărată fraternitate. Eu sunt tânăr, am învățat, am știut, am învățat, am ritenut în parte discipoli lui Don Calabria. Această dorință, această prietenie, această iubire față de acest metropolit. Deci noi vrem să continuăm. Dacă, repetu, suntem istorici, suntem cercetători, nu, dar vrem să stăm alături de asociația de Părintele Florin, încă 100 de ani, să ne permite. Să fim alături de voi, de Biserica Ortodoxă, până când Biserica Emporiu să fie dedicată și el la cinstea tale, cum merită. Și vreau să fac o completare. Deci, în cadrul unui simpozion la Mănăstirea Macuțano, acum câțiva ani, s-au prezentat foști elevi ai seminarului din mănăstire, care l-au cunoscut pe Visarion Puiu. Ei, atunci aveau de la 85 de ani în sus. Au venit 5 la întâlnire. Sala plină, sala Visarion Puiu, am dezvelit placa, am sfințit slujbă ortodoxă, mi-au dat voie să fac o slujbă, am așezat icoană, candelă acolo cu ștergare românești și le-am prezentat un mesaj, după care au luat cuvântul cei care l-au cunoscut. Era unul pe unul. Da. Și unul dintre ei, un părinte catolic, despre care... Elvio Damoli. Da, și mai era și Gianfranco Ambrosini. Deci ei doi spun că, zice, noi l-am întâmpinat pe mitropolit, aveam 13 ani, eram la școală și l-am văzut în curtea mănăstirii, într-o zi. Starețul ne-a spus că nu vă speriați, nu vă temeți, este un oaspete de seamă și să aveți mare grijă, nu vorbiți, ne întrebați, nu, o să mai rămână la noi o vreme. Dar o să vină la slujbă cu voi, o să stea la masă aici cu noi și până la urmă
elevii s-au acomodat cu oaspetele. La început erau foarte curioși cine este preotul respectiv. Sau erau totuși modest îmbrăcat, l-am văzut în imagine, chiar alături de domn Calabria, alături de elevii școlii. Și într-o zi, spune acest preot de 85 de ani, într-o zi s-a întâmplat ceva curios. Eu îi duceam ceaiul la cameră. Fiecare dimineață nu mai coboram mitropolitul, îi duceam eu biscuiți, ceai, micul dejun, fructe. Dar într-o zi m-am îmbolnăvit și nu i-am mai dus. Și nici n-am mai spus altuiva și mitropolitul a rămas fără mic dejun. A coborât el într-o vreme și întreabă, dar unde-i băiatul meu care venea la mine în cameră? Este la infirmerie, este foarte bolnav, are temperatură. Zice, păi cum așa? Ia să merg eu la el. Și am luat el micul dejun de la cantină, de la cantina școlii, bate la ușa infirmeriei și îi duce copilului la pat. Zice, tu ai avut grijă tot anul și acum, când am aflat că ești bolnav, uite că am venit eu la tine, trebuie să am și eu grijă de tine. Și spunea părintele acesta, Gianfranco Ambrosini, zice, n-am săluit niciodată pe binefăcătorul meu. Atunci s-a legat o prietenie foarte frumoasă și sinceră și a rămas pentru mine un adevărat părinte, pentru că a venit la infirmerie să caute, să mă caute și să poarte grijă de mine, cât am fost bolnav. Da, este foarte frumos și aceste mărturii, tot ale unei din cei cinci, sunt traduse recent de părintele de fratele Giancarlo și o să fac, deci o să le așezăm în revista noastră Valori Perene, mărturii ale celor care l-au cunoscut personal pe Visarion. Este una să mă permiteți, de să scris, iubitor în Maicii Domnului. Eu mi aduc aminte un fapt deosebit. Trebuia să pune pe peretele camerei sale o icoană a Mariei. Cu slujitorul său și asistentul nostru ne gândisem, sprijinind scara, să o punem deasupra patului sus în mijloc. Nu a fost de acord. Si ne-a indicat peretele din dreapta patului, locul pe care el considera greșit. Ne-a explicat. Prima lumina zilei intră în această cameră prin gaura balconului, iar dorința mea este ca bună dimineața să-mi fie data de față zambitoarea fecioarei iluminată de razele soarelui. Devoțiunea nu dă importanță estetici și proporției. Câte mărturii am cules de acolo, i-am fotografiat, i-am filmat în timpul acelei conferințe și vedem că astăzi la Maguțanu memoria Mitropolitului Visarion este vie, inclusiv această capelă ortodoxă într-o mănăstire catolică, eu cred că este unicat. N-am mai auzit. Se poate vedea pe da, puteți să vedeți pe Visarion.cuiu blogspot, este materialul de la Maguțanu. O să fiu mai operativ, pentru că mai sunt câțiva vorbitori. O să-l invit aici alături de mine pe prietenul Nicolae Zagnat. Este teolog, este doctorant, pasionat de istorie. A predat, de câte știu, și la Chișinău, la universitate. Și l-am invitat să prezinte un moment din viața Mitropolitului Visarion Puiu, asupra căruia noi nu am insistat prea mult, perioada șederii sale la Kiev. Faptul că este bun cunoscător al limbii ruse și a intrat un pic în arhive, în această temă, Academia Teologică de la Kiev, l-am rugat pe fratele Nicolae să vină astăzi cu acest moment din viața Mitropolitului, având în vedere că el a plecat din Roma la Kiev cu trenul, fiind iacon la Catedrala Episcopală și în toată perioada șederii la Kiev, el a fost plătit de episcopie cu salarul de ierodiacon. Bună seara!
vă spun tuturor iubitorilor și cinstitorilor Visarion Puiu. Vreau să vă spun că ce-am pregătit este ceva ad hoc, nu este un material științific. Dar Părintele m-a rugat ca să prezint o... să fac o prezentare generală despre călătoria și școala teologică pe care a susținut-o Metropolitul Visarion la Chiev. Pornește foarte frumos cu un tren. Vă spun sincer, am pornit și eu cu trenul ăsta pe la Chiev și Moscova. Și sunt niște momente care le trăiești printre rânduri. Aici, în cartea asta, el începe cu trecerea Prutului și are niște momente pentru că caută ceva românesc. Știi că se duce într-un ținut rusesc, dar în același timp e și românesc. Și atunci spune, am intrat și am trecut pe niște stații care sunt românești, Ungheni, Părliți, Cornești, Călăraș, dar o tristețe plană deasupra acestui pământ cu popor și sate românești. Este prima călătorie a lui în străinătate și are un aer și niște idei pe care mi s-au părut interesante. Spune că erau tixite de evrei și de uniforme rusești toate stațiile și spre norocul lui un prim călător este un domn care citea Universul. Și atunci l-a atras. L-a atras ca un magnet, treaba asta. Apoi un alt călător când în momentul citește un alt ziar, Besarabia. Și iarăși se agață, este o căutare a unui român care pleacă într-o călătorie necunoscută pentru el. Dar în același timp simte că acest spațiu este românesc și nu în zădar, vreau să vă spun, că Mitropolitul Visarion și a trebuit, dar a putut să plece în Basarabia să facă lucrurile pe care le-a făcut, pentru că el n-a fost un om întâmplător, a fost un trăitor autentic. Asta se vede din această călătorie a lui. Ajunge la Academia Teologică din Chiev. Desigur, este însoțit și de frigul rusesc, pe care îl poți trăi numai la ruși. Era în perioada de după Unire și atunci era în perioada de vopotează, când zgerurile cele mai mari. Și povestește că întâlnește acest izvocit, acest berjar, care nu a înțeles aproape că nimic, și merge la o frumoasă catedrală, Bratski Mănăstiri. Este o catedrală făcută de Patriarhul Ieremia, a fost ca stavropedie a Patriarhului Ieremia și pe urmă transformată într-o școală teologică, pe care mai târziu un alt înaintaș al nostru, Petru Movilă, a transformat-o în un colegiu mobilian. Această mănăstire a fost distrusă de bolșevici în 1935, această biserică, Catedrala Uspenie. Aici, Bratski Mănăstiri a fost și aici a găsit seminarul teologic și facultatea teologică. Visarion Puiu povestește niște personalități foarte interesante. Una dintre ele este Mitropolitul Platon Rojdestinski. Acest mitropolit a fost văduv, a devenit rectorul facultății, îl descrie ca pe un om foarte deschis. Am încercat să caut personalitățile care s-a întâlnit el, să văd puțin. Și, spre surpriza mea, un lucru interesant, soarta lor a fost aproape comună. Acestui metropolit, ca lui Visarion Puiu, Metropolitul Platon a fost în Statele Unite, a plecat în 1920 și a fost ierarhul bisericii ruse de acolo și a fost iarăși cateresit biserica rusă,
1934, de către metropolitul Sergii Stragurovski, viitorul patriarh al Rusiei, el a criticat bolșevismul și atunci am făcut această paralelă, cum a stat un student cu ierarhul și au împărtășit aceeași viață, același exil, dar spre surprindere mi-a plăcut că rușii l-au reabilitat mai devreme, chiar nu oficial, dar este scris, în 1946 deja s-a slujit și a fost pomenit de către patriarhul Alexie I. O altă personalitate pe care o evocă, vreau să vă spun că Mitropolitul Visarion nimerește într-un mediu academic deosebit. Școala teologică din Chiv nu se compară cu ce a fost acum. Acum se declară două școli teologice moștenitoare a școlii chievene. Una aparține Bisericii Rusiei, alta a Patriarhiei Chivului, care este independent. Își împart moștenirea a școlii Moverenii, dar el a întâlnit niște profesori foarte mari. Și o școală teologică care acumulase experiență deosebită cu profesori de renume în Ortodoxie. Și pot să-l spun că aici întâlnește un episcop care el îl numește, de exemplu, profesor Rbinski. Profesor Rbinski este una dintre personalitățile interesante care, după starea ce a fost în Rusia în 1880 și a fost asasinat țarul Alexandru, deci situația a fost că și în biserică s-a simțit aceeași oprimare, închidere și în școala teologică. Și atunci a venit în 1905 o perioadă mai liberală în care Academia Teologică din Chiev și a cerut autonomie, iar profesor Rbinski a fost unul care a fost ales ca și inspector într-un mod de alegere. Pentru că perioada Bisericii Ruse, când spune în alt preasfințitul Visarion că da, a trebuit să fie și o revoluție, niște schimbări, într-adevăr, și în biserică, ierarhii ruși, foarte mulți din ei, erau numiți din așa numit oberprocuror. Ultimul oberprocuror a fost Pobedonosov, care a marcat o perioadă deosebită, iar această formare și organizare au făcut-o Petru I, care nu a fost benefică bisericii, au recunoscut foarte mulți dintre teologi și ierarhii Bisericii Ruse, practic le-a distrus identitatea, autonomia față de stat, i-a transformat în funcționari ai statului și au executat de multe ori și n-au înțeles în mod profund anumite schimbări care trebuiau să le facă într-o eparhie. Aici întâlnim un episcop interesant, am citit din viața lui și vorbește Mitropolitul Visarion despre el. A fost în misiunea chineză, de exemplu, un alt ierarh m-a surprins, a tradus în limba chineză undeva la 3 manuale. Deci vă dați seama ce profesori avea Visarion puiul la Chiev. Această școală de misiunea bisericii și această deschidere este foarte interesantă și o misiune externă a bisericii, care nu are biserica română cu regret, dar o are acum în Europa, prin migrația care s-a produs după Revoluție. În schimb, vreau să vă spun că la Moscova și astăzi este un cabinet de studiu a limbii chineze, este un studiu de limbi coreene, la Moscova și pregătesc misionari în acest sens. Au o deschidere mare ca și Imperiu și au și niște profesori deosebiți care pot să-i formeze. Mitropolitul Visarion
A fost și la Florovski Mănăstiri, acolo întâlnește un moldovean, că du-te una despre tot ce este românesc, că vorbești foarte frumos. Călugări, stareță, această atingere de tot ce era românesc sau de Petru Movilă, de locul lui unde a fost, este o deschidere și această minte, această provocare, realizare pe care a văzut-o, el scrie că i-a dat un imbold realizările lui pe care le-a făcut mai târziu. Pentru că a văzut o dinamică foarte mare a bisericii în activitate. Vreau să mai adaug aici, ca să fim mai consecvenți. În altă preasfințitul Veselon a călătorit la Moscova. A fost o călătorie în care a fost surprins că nu a găsit niciun hotel și nicio mănăstire nu l-a primit. Vreau să vă spun, dacă vă duci la Sfântul Munte, pentru puțin de mănăstiri care nu vă primește, este Sfântul Patrimon al Bisericii Ruse. O răceală nu se explică care o are, de exemplu, mănăstirile românești care le au o deschidere față de creștini, dar acesta era un orden și se vedea că se trăia, chestia asta spune foarte mult de o formă de trăire. Că Veselion Puiu la Moscova s-a cazat la Patriarhia Antiohiană, la niște frați. Deci nu a găsit cazare în toată Moscova. Și a vrut să ducă într-o restaurant să mănânce, să mănânce ceva și au spus că nu este permis ca un cleric. Și într-adevăr, și asta, mentalitatea asta predomină și astăzi, de exemplu, de mentalitatea care este în Grecia, mai de libertate, în care mai degrabă un preot îl s-a îmbrăcat într-o haină și poate să bea și o bere sau să mănânce ceva într-un restaurant. Deci nu este, dar în Rusia această mentalitate undeva a rămas și spune de o conservare a unor lucruri care nu trebuie duse la extremă, dar trebuie trăite mai echilibrat. Călătoria lui, desigur, este descrie Kremlinul, descrie într-un mod foarte interesant Hramul Hristos Spasitelea, Catedrala Iisus Hristos Mântuitorul, care a fost explodată. Se vede extraordinar de frumos această catedrală. Am fost și la o conferință în ea. Are și restaurant și cafenea alături, deci în interior, și sală de... Deci cum ar fi genul Catedrala Neamului care se construiește, deci este o realizare a Bisericii Ruse, care a fost distrusă în perioada bolșevică. În perioada lui Stalin. Și apoi refăcută în Moscova. Mi-aduc aminte că eram în Rusia și am întrebat pe cineva cum pot să ajung la catedrala aceasta. Era un om în vârstă. La vreo 70 de ani. Și zice, de ce ai nevoie? Zic, vreau să mă duc să mă închin. Este catedrala Neamului Rus acolo. Și îl zice, bine cu explodat atunci. Poate vine vremea să explodeze din nou. Mi-am făcut cruce și am plecat. Vreau să vă spun că oamenii ăștia nu prea găsesc pe România. Și spune anumite stări comunicarea cu oamenii în mod direct. Vreau să vă spun că în istoriografia Bisericii Ruse Mitropolitul Vesarion, de exemplu, Vladislav Țipin, în istoria Bisericii, îl apreciază în mod deosebit. Pentru activitatea lui din Transnistria, pe lângă ceilalți erari, care au fost, sau activitatea misionară. Rușii, de exemplu, din perspectiva lor, e clar că nu le convine că socoteau că Ortodoxia care a fost adus în perioada din Transnistria, a fost mai mult o romanizare decât dar îl apreciază pe Mitropolitul Vesarion că a vorbit în limba și a slujit
în limba slavă. Este o apreciere în mod deosebit. Acum, de exemplu, citeam chiar pe internet un istoric rus. Sunt mai multe opinii referitor la Visarion Puiu. Și una dintre opinii este că și au fost și alții ierarhi în misiunea din Transnistria, dar nu au fost condamnați. De ce a fost condamnat? Își pune rusul ăsta care este foarte prosovietic, dar și o întrebare. Și atunci mă stau și mă gândesc, de ce a fost condamnat dacă au fost și alții ierarhi? De ce l-au găsit pe el? Activitatea misionară a lui Visarion Puiu este apreciată de ceea ce a făcut el în Transnistria, chiar din perspectiva rușilor. Pentru că a vorbit în limba lor, a instituit clase în limba rusă și din preoții băștinași, care erau ucraineni din regiunile respective, au vorbit și au predicat copiilor în limba rusă. Și au slujit Sfintele Liturghii totuși în limba slavă. Deci, el a avut această deschidere față de populația respectivă. Nu s-a dus să facă o execuție sau o propagandă. A fost un trăitor. Și s-a plecat spre adevărurile, spre trăirea și în Basarabia. În Basarabia a primit copiii care au fost în Transnistria, care au fugit din Transnistria, el i-a găzduit la Bălți. A avut un suflet mare, o deschidere, și vreau să vă spun că opinia mea este că noi nu îl reabilităm pe Visarion Puiu. Noi ne reabilităm pe noi. Asta este o părticică din noi. Nu numai din Visarion Puiu, ci parte din istoria noastră, din trăirea noastră. Asta nu ne este rușine să ridicăm capul sus. Și undeva la nivel, tăcem. Și tăcem și nu spunem. Dar toate un capăt, la un sfârșit, trebuie să fie o verticalitate, ca să spunem lucruri pe nume. Asta face parte din identitatea noastră de creștini, de ortodoxi, de români, de a spune lucruri pe nume. Și cred că reabilitarea lui Visarion Puiu este reabilitarea activității bisericii. Nu putem să spunem un om și cu asta să facem, să punem cruce pe activitatea din Transnistria. Pentru că omul ăsta nu a omorât, a predicat, i-a chemat la credință. Și atunci, vă spun sincer, chiar mă provoacă să caut mai mult în istoriografia rusă și să scoatem mai multe argumente și să vedem că nici rușii nu au părerea asta, chiar care sunt din biserică, nu au o părere negativă, chiar una de apreciere față de ierarhul care îl avem noi. Și redobândirea asta este a noastră ca și trăire în fața istoriei, în fața noi înșine, cine suntem noi. Eu vă mulțumesc. Vă doresc succes și Dumnezeu are lucrarea Lui. Ne pune pe noi la încercare acum, ca să scoatem ce este mai bun. Vedeți că an de an se scoate câte un document. Dacă Visarion Puiu nu era interzis, dacă nu era condamnat, era studiator atât de mult. Uitați-vă că și frații din Biserica Catolică și din cealaltă parte și de peste tot trag și scot adevărul și lucruri foarte frumoase. Este încercarea noastră, cred că ca într-o bună zi, și am găsit și încă un lucru interesant care vreau să vă... Așa m-am uitat peste istoriografia rusească. Și mi-a venit o mică idee. Am văzut o icoană scoasă Academiei Teologice din Kiev. Este o icoană a Sfinților, pentru care avem pe Petru Movilă, aici, în dreapta, a Sfinților Academiei Teologice din Kiev. Și unul de aici mai este și Paisie Velișcovski,
Restul sunt sfinți mărturisitori mai mult de jumate din anii 30, care au fost omorâți de bolșevici. Cealaltă jumătate de sfinți, dar aici în spate, sunt niște limburi. Am găsit la un teolog rus că aceste limburi sunt sfinți care se vor descoperi. Și un sfânt care se va descoperi în limbul ăsta, cred că va fi Dumnezeu. Extraordinar. Întotdeauna Nicolae vine cu tot sufletul și cu lucrurile care, într-adevăr, nu doar teorie și arhivă, ci iată, cu această latură duhovnicească, se vede că este și teolog, un trăitor, un pasionat de istorie. O întrebare a fost de ce Visarion Puiu a fost condamnat și nu ceilalți care au avut misiunea să fie reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române la Odessa. Iată, vă dau un simplu răspuns. Un motiv ar fi următorul. Pe 14 martie 1943, Duminica Ortodoxiei la Odessa, Visarion Puiu organizează o mare procesiune la care invită alți doi erarhi, Policarp și Efrem, de la Ismail și Chișinău, să participe la o mare ceremonie în Odessa și au ieșit cu tot, cu cler, cu popor, sute și sute de oameni. Și aici, în revista Transnistria Creștină, avem câteva numere, o revistă într-un tiraj mic, am intrat în posesia unora dintre aceste puține reviste, în care un preot face o cronică. Procesiunea de Duminica Ortodoxiei. Și iată ce menționează el. S-a ajuns în fața gării din Odessa, mii de oameni, foarte multă lume, cortegiul s-a oprit în mijlocul pieții, unde s-a amenajat un altar și o tribună pentru autorități. S-a început slujba. Și atunci mitropolitul Visarion a luat un megafon, ceva, o portavoce de aceasta, ca o pânză așa, și a rostit următorul blestem a furisanii, al ierească, asupra comunismului. Deci rețineți și curaj a avut. Și vă citez. Celor care tăgăduiesc existența lui Dumnezeu și susțin că lumea a luat ființă singură de la sine și toate în ea se fac fără pronia lui Dumnezeu după întâmplare, anatema. Tuturor celor care au persecutat și vor persecuta credința creștină, clerul și credincioșii săi, prin porunci, schingiuiri și moarte de martiri, anatema, cu crucea în mână, deci, în fața poporului. Anatemele acestea, spuse cu voce tare și clară de Vladica Visarion și cântate de cor în fioară pe ascultători, gândurile călătoresc în istoria îndepărtată sau apropiată, urmărind pe prigonitori. Deodată Vladica scoboară vocea și citește. Iar celor care pentru credința ortodoxă și pentru patrie și neam au suferit și au fost uciși în războaie, prinți și boieri, ofițeri și de Hristos iubitori ostași, tuturor pravoslavnicilor creștini care s-au sfârșit în adevărata credință și blagoslovenie și cu nădejdea învierii veșnică să fie pomenirea lor. Deci ce mai putem spune? În timp ce el se afla acolo, într-un teritoriu de război și cu asemenea probleme, a conceput, sunt concepute de el toate aceste stihuri, că nu le-am găsit nicăieri. Deci anatema adhierească, blestem asupra comunismului. Și noi astăzi, în libertate, găsim alte paranteze, legea antilegionare, nu vorbim, nu așa. Deci greu de acceptat. Nu știu cum ar fi reacționat Visarion Puiu astăzi, în democrație, în libertate, el vorbea că nu era voie și noi astăzi nu avem voie să vorbim prea mult, că este libertate. Vedeți un motiv? Deci răspunsurile le găsim tot în istorie.
eu am rămas total impresionat de curajul lui. Deci un mare curaj. Invităm pe părintele Cristinel Ștefan Tănase, un tânăr preot foarte ambițios, curajos, care a prezentat nu de mult la Iași o teză de doctorat, Visarion Puiu, biografia unui mitropolit, o lucrare frumoasă la istorie, la Catedra de Istorie. Părintele este la protopopiatul Pașcani, îndrumătorul. Știm și numele îndrumătorului, de imediat vă spun, este Corneliu Gabriel Bădărău, de la Iași. L-am ajutat și noi, pentru că baza de date, arhiva asociației este bogată. Uitați numai masa din dreapta, aici o parte din mărturiile și documentele publicate, dar avem și corespondență, alte documente de arhivă care încă nu le-am publicat. Părintele a fost foarte interesat de Visarion Puiu și l-am sprijinit. Este a treia teză de doctorat. Mai avem un părinte, Gabriel Condrea, la Verona, a susținut lucrarea de doctorat Visarion Puiu. Mai avem în sală pe părintele Ciprian Pleșa de la Suceava, la Universitatea Ștefan cel Mare. Urmează și el, poate nu peste mult timp, să ne invite la Suceava la susținere. Îl ajutăm cu materiale, deci eu sunt sursa inepuizabilă și să ne ajute Dumnezeu să-i pot eu păstra pe cei care ne oferă materiale din atâtea și atâtea arhive, ca să putem valorifica acest tezaur. Două lucrări de masterat în Basarabia, am văzut pe Petru Ciobanu, avem și lucrarea. Și doctorat. Are și doctorat acum, dar lucrarea lui de master la Sibiu este dedicată episcopului devotin Visarion Puiu și părintele protopop Ioan Lisnic, care ne-a transmis din Basarabia și un mesaj, are și o carte despre Visarion Puiu, episcopul Botinului. Vedem interes. Deci trei teze de doctorat, două lucrări de masterat și încă Visarion Puiu captează atenția, cum a spus și Nicolae, tocmai pentru faptul că este un caz unic în istorie. Dacă erau mai mulți, poate că stăneau interesul și ceilalți. Este singurul ierarh condamnat la moarte și poate Dumnezeu îl va așeza în ceata celor drepți, cum spunea Giancarlo, în rândul Sfinților. Părinte Ciprian, vă rog să ne prezentați, Părinte Cristinel, vă rog să prezentați concentrat. Materialul pe timpul aleargă. Mulțumesc. În momentul susținerii tezii, în septembrie, credeam că am cuprins cât de cât, măcar un 90% din ceea ce nu se știa despre mitropolitul Visarion Puiu. Mi-au fost de mare ajutor revistele asociației, cu toate articolele apărute, însă cred că în fiecare an vor apărea noi și noi informații despre mitropolit. Astăzi vă rețin atenția cu unul dintre motivele condamnării lui la moarte, apartenența la guvernul român de la Viena. Așa zisă apartenență, pentru că singura dovadă a securității în acest sens este o știre de la Radio Dunau, Radio Dunărea, care fusese emisiune în limba română, care fusese predată lui Horia Sima. Și obligat că Horia Sima tindea să spună ceea ce avea el de spus, nu ceea ce era și adevărat. Și într-una din cărțile cercetate, eu am cercetat mai multe documente în legătură cu guvernul de la Viena, între care arhiva CNSAS, mai nou, cred că părintele Tocmaia și părintele de la Iași, părintele profesoră, știe de arhiva Bibliotecii Române din Freiburg, care a fost adusă la Iași, am cercetat-o și pe aceea. Apoi, memoriile lui Horia Sima, guvernul național român,
de la Viena, apoi o analiză făcută de Carlos Cavaleo Jurado și de Carl Richard Lander despre Armata Națională a Guvernului de la Viena, o altă analiză a lui Faust Bădescu despre Guvernul de la Viena ca o continuare a statului român național regional și memoriile unui preot Ștefan Palaghiță, despre care a scris câteva informații Părintele Vasile Nichita în revista de anul trecut. Le-am comparat pe toate și vroiam să vă rețin atenția doar cu un singur motiv pentru care nu-l putem asocia pe Mitropolitul Visarion Puiu cu mișcarea legională. În primul rând avem un document din Arhiva Bibliotecii de la Freiburg, o scrisoare către Sima, Gârneață, Iașinski și Papanace, dactilografiată, în care Mitropolitul Visarion face o analiză a mișcării legionare cu propuneri de revigorare a mișcării, dar spune clar că nu ca un înregimentat al mișcării, ci, ci ca un român pribeac, urmărind atât frământările politicii externe actuale, cât și pe cele ce privesc țara noastră, România, și dorind de mult pentru viitor pagini noi și mai bune în viața și în istoria neamului nostru prea necăjit. Deci el nu era înregimentat al legiunii. Și dovada și mai clară este o mărturie a lui Horia Sima, care spune că la un moment dat recunoaște că Viorel Trifa, secretarul Mitropolitului Visarion, apărut la Viena, fost șef al Uniunii Naționale a Studenților Creștini Români din perioada guvernării legionare, îndemnat de Constantin Papanace, un adept al grupării contrare lui Sima, primește sarcina, și citez, de a lua legătura cu personalitățile nelegionare apărute la Viena. Deci este mărturia lui Horia Sima. Deci cu aceste personalități care locuiau în Hotelul Imperial și la Grand Hotel pentru a le convinge că formula Sima în fruntea guvernului este neviabilă. Nu aduce niciun folos țării și nici alianței cu Germania. Cei mai frecventați de Trifa în acest sens au fost generalul Chernoagă cu grupul lui de ofițeri, apoi fruntașul basarabean Vladimir Cristi și mitropolitul Visarion. Deci iată, îl disculpă însuși Horia Sima, că el nu era legionar. Și încă o dovadă, dacă mai este nevoie, după ce evenimentele se precipită, guvernul ia ființă în decembrie 1944, avem o dovadă că Mitropolitul Visarion a refuzat să participe la formarea acelui guvern prin faptul că el nu era refugiat politic, ci a rămas din întâmplare în afara granițelor țării. Iar un minister al cultelor nu avea niciun rost. Și drept urmare, la jurământul depus de guvernul de la Viena, nu participă nici măcar ca delegat sau ca preot al Bisericii Ortodoxe Române și de ceea ce era acuzat că a fost numit ministru al cultelor, de fapt era trecut Vladimir Cristi în lista membrii guvernului. Și încă un adaos despre preotul Vasile Ștefan, de care făcea citire părintele profesor de la Iași, preotul Vasile Ștefan, cel care a fost în delegație la Zagreb împreună cu mitropolitul Visarion Puiu și care scria acele mărturii de la Baden-Baden. M-am întrebat și eu cum a ajuns la Baden-Baden. În Arhiva Securității am găsit un plan operativ
pentru repatrierea mitropolitului. În planul operativ se specifica că un nume Dumitrache, agent al securității, și bine că a venit și părintele, deci un anume Dumitrache era infiltrat într-o delegație oficială care trebuia să plece la Paris în 1955 cu scopul de a lua legătura cu mitropolitul Bisarion Puiu și de a-l convinge să se repatrieze. Am cercetat, cred că mai bine de două săptămâni, cine era acel agent Dumitrache, pentru că în document se făcea referire că era agent al securității de mai bine de 3 ani de zile. În acei ani avea deja cam aproape 400 de note informative date securității și harnic. Și cel mai important motiv, că îl cunoștea foarte bine pe mitropolitul Bisarion, fiindcă fusese în delegație cu dânsul la Zagreb. Și găsesc, după vreo 2 săptămâni de cercetare, delegația oficială, în original, în Arhiva Securității, delegația oficială cu care mitropolitul Bisarion pleacă la Zagreb, între care însoțitor era acest preot, Vasile Ștefan. De aceea a ajuns superior la Vatican. Mulțumesc! Vreau să vă fac o mărturisire pe marginea celor prezentate de părintele Cristinel. La Paris, într-un anul trecut, la ultima noastră întâlnire la Biserica Română din Jean de Vouvet, mitropolitul Iosif propune ca cei care doresc să parte un dialog, să vorbim despre Bisarion Puiu, a doua zi, luni, după amiaza, în sala de ședință a parohiei, acolo să ne întâlnim cu veteranii, cu cei care l-au cunoscut pe Bisarion Puiu. Au venit la întâlnire 2 sau 3, cam 3 au fost de față, un profesor universitar, un inginer, constructor, oameni care au venit, au fugit din țară după război și au rămas în Franța. Ei au fost sinceri și ne-au spus cum stăteau lucrurile la Paris. Deci în biserică s-au împărțit în 2 tabere, cel puțin 2 tabere, dar un grup, între care și părintele Vasile Boldeanu, deci s-au fracționat românii la Paris și o grupare, puțin regional așa, au încercat să îl atragă pe Bisarion Puiu în tabăra lor. Mitropolitul a fost imparțial, deci nu avea o anume simpatie sau dovadă că ei l-au și îmbrâncit, mi-au mărturisit acești oameni, oameni grei, deci nu unul dintre ei chiar a fost profesor la Sorbona. Deci a fost chiar lovit, îmbrâncit, scos din biserică și un medic veterinar din localitatea Vielmezon l-a luat pe bătrânul mitropolit sub îngrijirea lui, deci să-i ofere un adăpost, să-i ofere ceva medicamente, mâncare, cât putea și el, dar acest medic veterinar a fost cel care l-a dus acolo și ultimii 10 ani de viață i-a petrecut în sărăcie. Am fost cu domnul profesor Bustan, am fost în satul Vielmezon. Am avut surpriza să descoper, de să găsim împreună primarul comunei care l-a îngropat pe Bisarion Puiu în 64. Deci eram împreună, a fost o surpriză. După atâția ani, 50 de ani de la moarte, noi ne întâlnim cu primarul comunei, 90, în jur de 90 de ani. Și primarul ne conduce la cimitirul din sat să ne arate cam pe unde ar fi mormântul. Pentru că în Franța, când transfere o seminte de cuiva, se iau și însemnele de la mormânt. Deci, placa, numele, crucea, tot. Deci rămâne doar cavou, fără cruce, fără însemne. Și erau mai multe goale acolo, erau mai multe morminte părăsite în zona pe care am identificat-o noi. Nu am știut exact fei, unul sau altul, erau mai multe. Dar ne-a spus așa, cam aici l-am îngropat în 64 pe mitropolit și în 92 el a fost
transferat la Paris. În timp ce eram în cimitir, se petrece un alt moment emoționant. Un bătrân conducea o fetiță în cărucior să aprindă o lumânare la mormântul părinților ei și bătrânul, când află cine suntem și ce căutăm, spune, dar eu i-am făcut sicriul mitropolitului Visarion Fuiu. Eu sunt vecinul lui, templarul din localitate. Haideți cu mine acasă să vă arăt unde am murit, unde, cum am petrecut noi ultima etapă din viața lui. Deci lucrurile extraordinare și am aflat adevărul acolo, cum stăteau lucrurile în realitate, nu ceea ce se mai povestește. Oamenii aceștia l-au îngrijit și mi-au spus că s-a făcut și o colectă pentru sicriu, nu au avut bani de sicriu. Deci tragem și o concluzie, mitropolitul celei mai bogate eparhii din România, Bucovina, deci moare în condiții de sărăcie și lipsuri. Nu avea mai nimic. Am văzut și camera acolo unde a murit. Deci foarte, foarte sărac. Dar cu fruntea sus. Deci nu s-a înclinat nici în stânga, nici în dreapta. Au spus-o chiar cei de la Paris care l-au scos din biserică. Acum o să invit pe Părintele Ciprian Pleșa, care ne va prezenta, tot așa succint, câteva momente din viața lui Visarion Fuiu, arhimandritul, director al seminarului din Galați. Părintele pregătește o lucrare, o teză de doctorat, v-am spus, tot Visarion Fuiu, și la Suceava, probabil o să ne invite și pe noi atunci când va veni ceasul susținerii lucrării. Bună seara și bine v-am găsit. Mă bucur mult că am ajuns în seara aceasta aici. Așteptam acest moment de anul trecut, când am fost prima dată la acest simpozion și la zilele acestui mare mitropolit, Visarion Fuiu. Cum spuneam, nimic nu este întâmplător, ceea ce când noi am fost colegi la Iași, chiar și cu părintele Danielescu, părintele profesor de universitar, iată, până am mai mic, dar foarte răbditor până am mic în mine, dar am fost împreună și cu părintele Florin, pe aceea cred că Dumnezeu a rânduit ca să ne ocupăm de, să tratăm acest subiect. Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să studiez, să merg pe urmele mitropolitului Visarion Fuiu. Cel care a fost mentorul meu, care m-a ajutat și m-a încurajat să fac acest lucru, a fost părintele diacon Demciuc Vasile, de la Facultatea de Istorie de la Suceava. Fiind tot coleg de-al nostru, care a terminat absolvit și teologia la Iași, în aceeași perioadă cu noi. Și iată, ca îndrumător, l-am pe domnul profesor Onișoru Gheorghe, care a venit la Facultatea de Istorie, care a fost, de fapt, la București și acum a venit ca profesor prin la Suceava. Este o mare binecuvântare și dacă spun că sunt la început. Acum chiar nu m-am apucat așa de serios de treabă, dar de anul acesta am început să merg la arhive, am început să studiez și referitor la ceea ce spunea și domnul profesor Zarnat Sinculai, chiar mi-a plăcut tare mult ce referitor la capitolul Transnistria. Pentru că am luat și eu două dosare și le-am cercetat, mi-a plăcut tare mult acest subiect. Și pentru că era o perioadă foarte grea, referitor la ce a fost condamnat, a fost condamnat pentru că, într-adevăr, mitropolitul Visarion Fuiu și-a făcut datoria. Ce am văzut în acele dosare reflectă faptul că acest mitropolit, într-adevăr, avea un spirit extraordinar. Deci avea, în primul rând, era un foarte bun teolog, un foarte
mare patriot și pune accent, un foarte mare intelectual, pune accent pe valorile morale și de aceea zic că în acele dosare am găsit referitor la preoții care erau atunci numiți în parohiile respective, avea nevoie de foarte mulți preoți și spunea că pune accent pe calitate. Deci, într-adevăr, pe pregătirea preoților și avea nevoie de preoți în Odessa și în Transnistria, preoți care, într-adevăr, să facă misiune și nu erau decât temporari. Și spunea că ar fi bucuros să aibă preoți din Moldova sau din Basarabia care se cunoască, să fie vorbitori și de limbă rusă. De aceea, referitor tot la slujba care o făcea, la slujba și la Sfânta Liturghie, iată că, într-adevăr, se pune accent și pe populația care era vorbitoare de limbă rusă. Și tot acolo am găsit referitor la viața preoților și la faptul că trebuiau să fie, în primul rând, pune accent pe îmbrăcăminte, să fie îmbrăcați în reverende și ceea ce mi-a plăcut tare mult, spunea că preotul nu are voie să glumească și să râdă în locuri publice. Spunea că nu are voie să stea cu preoteasa, să țină de mână sau de braț. Și asta chiar era un coleg care tot în arhive și îi arătam lucrul acesta. Spunea, mă, dacă am trăit noi vremurile alea, oare cum ar fi preoția care o face noi acum și ce preoție se făcea înainte. Nu zic că nu, suntem și noi mai libertini, într-adevăr, dar faptul că atunci se punea accent pe calitate, se punea accent pe moralitate foarte mult și vedeți, noi suntem cei care trebuie să dăm tonul. Și chiar l-am apreciat pe mitropolit când spunea aceste lucruri. Deci este extraordinar pe cei care vă spunea că preotul nu are voie să mănânce semințe, nu are voie să intre în restaurant. Deci este, într-adevăr, un lucru, și chiar când era în post, mai ales în post, spunea că n-are voie să puteți rușire să oprească pe la hanuri și nici în restaurante. Ceea ce, referitor la Rusia, spunea domnul profesor Zagna Nicolae că mitropolitul n-a găsit niciun hotel. Într-adevăr, nu l-a primit nimeni și eu am fost în Rusia o singură dată și îmi doresc să mai merg. Mi-a plăcut tare mult. Dar referitor la cazare, deci lasă de dorit. Ceea ce am pățit și eu în 23 de zile cât am ținut pelerinajul nostru din Ucraina până în Rusia, am ajuns până la până în Insule, până la Valam și Solovăț. Vă spun sincer, am întârziat de câteva ori și adică pelerinajul s-a mărit cu vreo 20 de mănăstiri, în loc să facem 30 când era planificat, am făcut 50. Și vă spun sincer, am dat peste cap tot programul și când am ajuns, ajungeam la mănăstiri, pe la ora 12, era închisă mănăstirea. Nu ne primea nimeni și hotelurile la fel închise. Deci vorbim de 2006, nu vorbim de anii când mitropolitul a fost, dați seama, cu ani în urmă, dar în 2006 să nu găsești un hotel, mănăstirea să fie închisă, este... Deci atunci chiar nu venea să cred. Și chiar acum m-am întors în timp și spuneam, dacă mitropolitul n-a găsit cazare, nici eu în 2006 n-am găsit și trăim aceleași. Și am trăit ceea ce am trăit în Rusia, vă spun sincer, n-am trăit nicăieri. Ca și pelerinaj, a fost, într-adevăr, a fost extraordinar. Asta referitor la rugăciune, la trăire, la tot ceea ce am văzut acolo. Deci este fenomenal. Deci ceea ce vezi în Rusia, nu găsești nicăieri. Așa o trăire și așa o credință. Asta este Rusia, dar politic, știți cum, nu vrem să intrăm în detalii, dar în schimb în credință sunt foarte tari. Deci eu asta am realizat că ne dau lecții la capitolul ăsta și sunt în fruntea ortodoxiei. Referitor la, acum că l-avem și pe domnul profesor Macarie, domnul nostru profesor Grea, care l-am avut la Iași. Chiar mă bucur că ne reîntâlnim azi, în seara aceasta. Și a fost o surpriză mare. Vreau să, referitor la tema care o am,
de activitate a jumătatului Visarion Puiu la Seminatologii Sfântul Andrei Galați. Am să spicuiesc câteva cuvinte, ele vor fi publicate. Dacă îmi permiteți, seminarul din Galați a luat ființă în anul 1864, la Ismail, de către episcopul Mărturisirii Ștefănescu, 1864-1879. La începutul secolului al XX-lea, din cauza lipsei de preoți în parohii, se redeschid câteva din vechile seminare. La solicitarea episcopului Pimen al Dunării de Jos, în anul 1918, reîncepe activitatea și seminarul din Galați. Sarcina grea de organizare a instituției revine arhimanditului Nicodim Munteanu. Și după puțin de un an, cam un an, arhimanditului Visarion Puiu. Dând dovadă de bun organizator, cu atașament față de elevi și cu simțul datoriei, arhimanditul Visarion Puiu va conduce seminarul din Galați, timp de aproape 9 ani, de la 1 aprilie 1909 până la 1 septembrie 1918. Seminarul teologic își începe activitatea două clădiri închiriate pe strada Mihai Bravo din Galați. Aceste clădiri au vechi și nepotrivite unei școli internat, ce sporea an de an numărul de elevi. De aceea, spațiul trebuia lăsat în fiecare an spre a corespunde celor 400 de elevi interni și celor 8 clase de seminar, își amintea fostul director. Menținerea igienei internatului, cât și consultările medicale ale elevilor, se efectuau de către medicii locali. Seminarul nu dispunea de un medic curant. De aceea grija ce o avea pentru o permanentă întreținere și igienă a școlii și a elevilor, l-a făcut pe arhimanditul Visarion, care în primele zile, după întâlnirea în funcția de director, să ceară de la Ministerul Culturilor un medic cu salariu, ca și în celelalte seminare. Acest seminar nu are un local propriu, ci se găsește instalat în case vechi și improprii unei școli cu internat. Vă rugăm cu stăruință să binevoiți a numi și pentru internatul acestui seminar un medic curant retribuit lunar. Facem această rugăminte cu atât mai mult cu cât și numărul elevilor au început să crească. Altă grijă ce îl preocupa pe arhimanditul Visarion era educația copiilor. Pentru îmbunătățirea educației cerea ministerului două posturi de pedagog sau veghetor de ordine, ca și în celelalte seminare. În memoriul adresat Ministerului Cultelor, la 11 mai 1909, arhimanditul Visarion scria: problema cultivării omului în generație, prin instrucție și educație, este, precum se știe, din cele mai complicate. Cu mult mai greu de îndeplinit este formarea elementelor tributoare unei instituții speciale, iar dintre acestea, cea mai gingașă este pregătirea viitorului clan. Nu e de ajuns să se arunce sămânța într-un logor. Ea are nevoie de ploaie, de căldură, de lumină și mai ales de brațele unor lucrători pricepuți. Și va fi rolul cu atât mai bogat, cu cât lucrul va fi mai sistematic. Deci, iată concluzia aici, într-adevăr, accentul pe educație, accentul pe tinere vrăstare care vor deveni viitorii preoți, pune accent pe acest lucru. Este extraordinar ceea ce, într-adevăr, Mitropolitul cere de la minister, iată, profesori pentru toate disciplinele. Pentru că, ca și astăzi, atunci tot așa se vincula că un profesor poate preda mai multe discipline. Dar dânsul spune clar că nu poate fi, calitatea învățământului nu poate da roade decât dacă sunt specialiști în acele domenii și fiecare specialist să-și facă treaba la catedră și neprătând câte două sau trei obiecte. Iată, la 18 decembrie 1909, într-un memoriu, propunea Ministerului două terenuri pentru construirea localului seminarului. Unul situat la nord de grădina publică, care aparținea Spitalului Elisabeta Doamna, și altul din strada Mihai Bravo, unde se găsea seminarul. Se arată că terenul de pe strada Mihai Bravo este cel mai potrivit pentru construirea grădinii seminarului. Va apela și la ajutorul primăriei orașului, prin domnul primar
pe Petrovici, care la 21 martie 1910 va convoca consfătuirea cu membrii Consiliului Comunal. Se hotărăște ca primăria în viitorul buget să prevadă spre alocare o sumă pentru procurarea terenului pentru construirea viitorului seminar. Începând cu anul 1910-1911, pentru elevii seminarului se introduce uniforma școlară, din timp directorul face comandă la croitorul din Galați, 110 costume pentru elevii seminarului. Aceste costume erau de doc, de in, după modelul păstrat la direcțiunea seminarului. Este de apreciat faptul că, iată, mitropolitul se luptă pentru alocarea acestui teren, pentru viitorul seminar care se va construi la Galați. Aici demersurile sunt foarte mari și, într-adevăr, reușește să obțină acest teren. Reușește închegarea unui reprezentativ corp profesoral, după cum și urmează, ar trebui să avem un director, econom, Grigore Costea, spiritual, de muzică bisericească, dr. Vasiliu, medic al instituției, diaconul Popescu, secretar, Andronescu, Iandronescu, geografie și drept, C. Teodorescu, științe agricole și practică, Romanescu, Noul și Vechiul Testament, Loghinescu, filozofie și, în total, școala avea 24 de profesori și de pedagogi. Dacă elevii obțineau o medie generală mai mare de 7,5, erau bursieri. Cei care se situau sub acest plafon erau solvenți, plăteau cazarea și masa. Iar pentru elevii solvenți din familie nevoiașe, care reușeau medii aproape de 7,5, se făceau unele investiri și se acordau burse. Ce este de apreciat este faptul că s-a ocupat de elevii nevoiași. De cei care erau săraci, care, într-adevăr, nu aveau posibilități financiare. Și a ajutat foarte mult acești elevi prin burse, chiar dacă nu se ridicau, nu treceau de pragul mediei de 7,5. Dar, ținând cont că nu aveau posibilitățile acestea, iată, au ajutat acești copii. Concluzia. În concluzie, vreau să vă spun că ceea ce m-a frapat foarte mult este faptul că metropolitul era la începutul activității sale. Ajungând director, iată, dânsul a pus accent pe calitatea învățământului și dacă ceea ce a făcut cu multă dragoste și cu multă pasiune, iată și la Galați a lăsat urme adânci. Ceea ce, într-adevăr, se vede că învățământul a înflorit datorită acestui mare mitropolit. Învățământul teologic. Și nu numai la Galați, ci și la Chișinău. Dar, pentru că am ajuns să studiez activitatea sa de la Galați, iată, aici și-a făcut începuturile, aici, de fapt, a arătat ceea ce poate, a arătat că, într-adevăr, este un bun profesor, un bun pedagog, un mare teolog și un mare intelectual. Și de aceea, tot ceea ce s-a realizat la Galați și învățământul de calitate, care a fost începuturile învățământului teologic la Galați, se datorează acestui mare mitropolit. De aceea închei cuvântul meu și, așa cum spuneau și părintele care și-a susținut lucrarea de doctorat, iată ce este o mare onoare și o mare cinste să studiem pe acest mare teolog, această mare personalitate a bisericii noastre. De aceea, este o provocare că învățăm cât mai multe și cât mai multă informație acumulăm. Astăzi, în seara aceasta, ceea ce am auzit și ceea ce am trăit aici este unic. Și anul trecut am avut alte informații, dar astăzi, iată, în această seară, am auzit mult mai multe și mai noi informații referitoare la Visarion Puiu. Să dea bunul Dumnezeu, așa cum și frații din afară îl cinstesc,
Și așa cum și părintele de la, din Italia spunea tot la fel că dacă s-ar fi născut, dacă ar fi fost catolic, era de mult sfânt, și noi considerăm că dacă ne vom zbate și dacă ne vom implica, vom ajunge poate ca și mitropolitul nostru, drag, Bisericul Puiu, să ajungă unul dintre sfinții care sunt în calendarul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părintele, și vedeți că noutăți se apar an de an despre Bisericul Puiu. Recent am primit un dar, potres la prima vedere, este o carte de vizită a arhimandrit Bisericul Puiu, directorul seminarului din Galați, și jos Visarion scrie frumos 7 ianuarie 1910 călduroase urări unui prieten apropiat. Aș putea să vă ofer să o priviți, să vedeți ce scrisul este un lucru extraordinar. S-a vorbit despre Galați și uitați că după 100 de ani apare și acest document cu scrisul mitropolitului. Vreau să fac o precizare, o descoperire de ultimă oră legată de Bisericul Puiu. În istoria comunei satului Traian, un anume învățător, institutor, semnează Ciocan, se adresează ministrului Spiro Haret cu o rugăminte ca în acest sătuc învecinat al mamei să se facă o biserică și o casă parohială după planurile ministrului, planurile ministerului. Ministrul îi răspunde și îi oferă și o sumă importantă de bani. Erau apropiați, erau cunoscuți. Și într-un timp scurt, pe la 1905-1907, se face biserica și casa parohială, care se pot vedea și astăzi. Foarte frumoasă arhitectura, la 5 km de Roma, spre Iași. Când a fost gata biserica, având în vedere că în sat sunt mult mai mulți catolici decât ortodoxi, noi avem doar 18 familii ortodoxe astăzi, dar au fost puține dintotdeauna, satul majoritar catolic, acest institutor îi propune ministrului următorul lucru. Zice, acum avem biserică, avem școală în curtea bisericii, dar ne trebuie un misionar pe măsura... Aveam o strategie, zice, într-o lume așa catolică, aici, în zona Romanului, state cum sunt Săboani, Arjudeni, Tămășeni, majoritar, deci total catolic, zice, ne trebuie și nou un misionar. Dar am găsit eu unul. Am găsit eu unul, domnule ministru, îl cheamă Visarion Puiu. Deci acum s-a întors de la Kiev. Deci asta e ultima mea descoperire. Am găsit scrisoarea lui Spiru Haret de acest institutor Ciocan și răspunsul. Zice, nu știu dacă o să stea el la noi, dar eu am discutat cu el și deocamdată este cel mai bun. Îl cunoaște și dumneavoastră, mi-a spus, că a lucrat un an la minister. A fost sau nu, este să petrece în 1908 această întâmplare și imediat Bisarion Puiu este numit director la Galați. Deci nu știu dacă a fost sau nu, dar apare în documente ca misionar la Traian. Foarte interesant. Acum trecem la următorul nostru, ne apropiem de final. Nu vreau să nu mai plece nimeni în sală, pentru că vă invit pe toți la o cină frumoasă aici, alături la restaurantul Sara. Deci nu mai pleacă nimeni, vom merge cu toții la cină și vom trage acolo concluziile. Domnul profesor Petru Frenchea va prezenta un material interesant care este pregătit de multă vreme și iată a venit momentul să-l prezentăm. Caut să răspund la o întrebare pusă aici de antevorbitorii mei. De ce s-a menținut condamnarea lui Bisarion Puiu? Căutând să răspund la această întrebare, mi-aduc aminte de, sau mi-aduceam aminte de un fragment din discursul funerar pe care l-a ținut Mihelco Gălincean, celebru istoric și polițian, la mormântarea lui Alexandru Ioan Cuza la Lugina Săriași. Nu greșeale sale, Claude Prona, ci faptele sale mărețe, făuritori a României mari, ai, scuzați-mă, ai României moderne, am vrut să spun,
ai și reformelor radicale pe care le implica realizarea în României moderne. De aceea și pot. La fel și cu Visarion Puiu. Să nu ne mie. Faptul că a păstorit în două eparhii mari. Unde au fost? Dincolo de Puiu. Deci, episcop de Hotin și mitropolit al Hotinei. Starea jalnică pe care a găsit-o în 1923, când ajunge ca mitropolit, episcop de Hotin, în situația din Basarabia, pentru că în cei 106 ani, de 1812 la 1918, în Rusia, în spațiul pruto-nistrian, pentru că eu mă feresc, de regulă, fac o mică paranteză, să folosesc termenul Basarabia, pentru că teritoriul de Basarabia nu reprezintă spațiul dintre Prut și Nistru, ci numai partea de la nord de brațul Chiria, cele trei județe, Cahul, Ismail și Bogra, care astăzi sunt în componența Ucrainei. Starea din spațiul pruto-nistrian pe care o găsește Visarion Puiu, calitate de episcop, o cunoaște mai bine domnul profesor Nicolae Zarna, cu care am mai discutat și cu alte ocazii și la alte întâlniri. În Rusia făcuse și regimul țarist în acel spațiu o desnaționalizare, o mutare a populației masive, populații sate întregi de români în acest spațiu pruto-nistrian, mutate deci în Rusia, Kazahstan sau în Siberia sau în partea nordică a Rusiei europene. De asemenea, este vorba de rusificarea, introducerea obligatorie a limbii române, începând de la 1846. Preot, seminarul construit de Bodonie, de mitropolitul Bodonie de la Chișinău în 1812-1818, a fost, cum se cheamă, a fost transformat într-un seminar de preoți ruși, chiar dacă erau români care studiau în acest seminar, cum scrie și politologul și istoricul Iulian Fruntașul din spațiul pruto-nistrian, în lucrarea sa o istorie etnopolitică a Basarabiei, spune că acolo nu, deci români studiau în limba rusă la seminarul românesc de la Chișinău, dacă se căsătoreau cu o rusoaică, primea parohie, să vorbească liturghia, se desfășura în limba rusă, după cum vă închipuiți, și această, la fel ce făceau autoritățile maghiare și austriece în Transilvania, făceau rușii, dar mai rău, pentru că ce au făcut ungurii și austriecii n-au reușit în Transilvania să facă acel proces masiv de maghiarizare, cum au reușit rușii în teritoriul, în spațiul pruto-nistrian de rusificare. De aceea, gândiți-vă starea jalnică a bisericii. Și este la titlul acela frumos, glas în pustie, pe care, că a găsit o situație deosebită. Gândiți-vă că cele biserici, acele mănăstiri pe care le-a făcut, le-a ridicat în calitate de episcop și apoi de mitropolit al Bucovinei, episcop de Hotin și mitropolit al Bucovinei, deci au fost făcute pentru a reabilita Biserica Ortodoxă Română din acest spațiu. De asemenea, faptul că punea accent pe calitatea serviciului liturgii și acele cerințe pe care le-au subliniat și alte vorbitorii mei. Deci au fost deosebit. Și vreau să vă spun faptul că nu a avut sau ceea ce spune Visarion Puiu în glas în pustie, lucrurile acelea găsite greșit de către el în starea eparhiei sale, au fost confirmate și de Nichifor Crainic în memoriile sale, când a fost a condus seminarul și institutul teologic de la Chișinău. Deci a fost profesor acolo și a confirmă deci starea jalnică. De aceea, gândiți-vă că școli care nu mai erau în limba română și statul român, Basarabia, teritoriul pruto-nistrian, a fost în componență, a revenit în componența statului român 22 de ani, 1918-1940. În acea perioadă în care în primii 4 ani de după război până în 22, în teritoriul României mari, circulau 5 monede. Deci, din punct de vedere financiar, tezaurul românesc se afla știți unde. Nu mai dezgropăm morții. Așa, și bine mersi, se află, dacă o să mai fie aflând la Moscova și nu în alte părți. Deci, și statul n-a avut posibilități, dar el a reușit, și dacă vreau, domnul Dar, v-aș vrea frumos, vreau să ajung
unde a fost episcopia Romei, seminarul și-a făcut primii trei ani. A fost martora momente importante, războiul din 1907, al doilea războaiele balcanice, războiul pentru întregirea României, Marea Unire, al doilea război mondial, războiul rece și activitatea sa. Deci, s-a jucat frumos. S-a ocupat, v-am spus, despre Hotin, unde am amintit, seminarul de la Chișinău, care a fost pe pilieră transformat în seminar de formare rusă, da? Next, următoare. Și aici am vrut să ajung. Înainte de 1918, în Basarabia existau, un fost regent țarist, 1084 de școli în limba rusă. Între 1920-1921 s-au înființat 1747 de școli în românești, deci românești, numai. În 1939 existau 2718 școli cu 364, se pune accent pe educație. De asemenea, s-au înființat două școli normale, școli unde erau pregătiți viitorii învățători care se predeau. Așa, 12 școli de meserie. Deci, în aceste acțiuni a fost implicat nu numai pe parte bisericească, ci pe parte laică, deși de învățământ, cel care a fost episcopul de Hotin, Visarion Puiu și mai târziu, v-aș ruga frumos. Așa, aici, având experiența, deci amintea părintele mai înainte și nu vreau să... Așa, v-aș ruga frumos. Și merge cu acea idee, cu scopul învățământului ideologic. Pentru că rusificarea care avusese loc în atâția ani, 1806, dură, foarte dură, se-și pusese amprenta, calitatea serviciului liturgic lăsat de dorit, de aceea a rămas și memorii, scrierile sale, iarăși revin cu glas în pustie, și spune obiectivul pe care trebuie să-l aibă elevii care studiau în învățământul teologic. Scopul învățământului seminarilor este din cele mai frumoase, pentru că tinde să dea elevilor noștri nu numai pregătirea lor specială, dar și o cultură generală umană, puțin deosebită de cea a liceilor, absolvenții să poată intra în mediul rural cu un mulțumitor mănânc de cunoștințe spre a fi lumina satelor. Deci apropierea preotului de omul de rând. Pentru că astfel, numai astfel își putea îndeplini serviciul liturgic și să aibă reușite următoare. Da? Așa. Deci, ce-a constatat? Slaba pregătire a seminariștilor și a teologilor care vin la chelotonie. Programe analitice și organizarea internațională au laicizate, desprins de canalele bisericii, lipsa interesului Institutului Episcopatului față de pregătirea teologică, lipsa de credință și râvnă chiar așa profesor, așa preoților. Deci o situație, și iarăși revin la ce spuneam mai înainte, cu glas în pustie. Îl determină să ia o serie de măsuri și lucrarea glas în pustie, publicată în 1930 la Chișinău, el pornește în analiza ce este seminarul. El spune că seminarul era o pepinieră, adică în mijlocul de a ne produce prin cultură pom de cea mai bună roadă evanghelică și seminarele sunt mijloace, nu scopuri, ele sunt apoi perfectibile odată cu evoluția societății, corelate cu nevoile acestea, dar așa Bisericii Ortodoxe Române. Și revine cu ideea organizării învățământului teologic sub trei forme. Seminarii teologice, facultăți și academie teologică. Deci, o idee care ar fi bine să se aplice și acum. Da. Asemenea, episcopului, pentru că a prins ultimii trei ani de viață a episcopului când era elev la seminar la Roma, a episcopului, fac o paranteză, pentru că spune la un moment dat Nicolae Iorga, îl compară pe Visarion Puiu cu Melchisedec și spune că au fost cei mai iluminați conducători ai Bisericii Ortodoxe Române. Și preia din ideile lui Melchisedec și caută să le imprime acolo unde a păstorit, la Hotin și la Cernăuțe. El apăra un manual școlare unitare, constata lipsa unui manual unitar a IBOR. Nu e, fiecare merge după propriile idei. La București, la Iași, la Chișinău și așa mai departe. Necesitatea reglementării lasă între chiriac, adică între episcop, metropolit și aceste seminarii, conducerea directă chiar, condițiile numirii directorului a personalului educator și atribuțiile acestora, dreptul bisericii în numirea profesorului și selecționarea acestora, precum și condiții de recrutare a acestora. Sunt aspecte publicate în glas în pustie. Iarăși alte deci, idei pe care le propune, v-aș ruga frumos, da?
Domn profesor, de la Universitatea de la Iași, amintea mai înainte de acea catedrală pe care a înălțat-o episcopul la Bălți, episcopul Visarion Puiu, catedrala episcopală de la Bălți și palatul episcopal, nu mai insist, pentru că domn profesor a descris și am zis să vă duc imagine. Vă rog, eparhia Romanului, pentru că fiind romașcan, trebuie să aducem și elogiu, a avut parte de cei mai erudiți clerici ai timpului, între care s-au distins cei doi, Melchizedec Ștefănescu și Mitropolitul Visarion Puiu. Barbu Ștefănescu de la Vrancea spunea despre Melchizedec că a putut strânge mintea lui învățătura lumii, din inima lui bunătatea creștină, în voința lui, în făptuirea necurmată. Visarion Puiu a revoluționat gândirea clericală română și a creat o nouă eră educare a educației clericului român. Iorga îl supădea cel mai învățat cleric român. Amândoi au fost apreciați de contemporani, a ajunge în tic stătători ai Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc! Domnule profesor, o trecere de revistă a unei perioade ample, de la Galați până la Cernăuți. Frumos, foarte frumos materialul și îl vom publica în revista noastră. De fapt, toate materialele vă invit să le pregătiți frumos cu bibliografie, note de subsol, să le așezăm în revista Valori Perene numărul 5, pe care îl vom tipări până în august anul acesta. La 10 august va fi lansarea revistei. Vă rugăm pe doamna profesoară, doamna Ioniță, Ana, s-a gândit să ne prezinte un moment foarte frumos. Visarion Puiu și lumea satelor. Probabil că părintele regizor așa a organizat încât să dăm timpul înapoi și să ne întoarcem la 1902, când viitorul mitropolit nu știa care îi va fi destinul. Am încercat să proiectez câteva idei legate de Visarion Puiu, păstor al satelor, Visarion Puiu și lumea satelor, pe perioada istorică în care a fost concepută această lucrare. Mă simt, nu știu cum, că părintele nu ține microfonul, dar voi profita și să avea și eu un secretar astăzi și părintele se va ocupa. De... Mulțumesc! Lucrarea viitorului arhiereu Visarion Puiu, preoții satelor, a văzut lumina tiparului în anul 1902, într-un moment de referință pentru istoria satului românesc. Tânărul student în teologie lucra în cadrul Ministerului Cultelor și Instrucțiunii sub cel de-al doilea ministeriat al lui Spiru Haret, la același minister, între anii 1901 și 1904, în condițiile în care Partidul Liberal căuta atragerea burgheziei sătești, Spiru Haret a îndreptat atenția clasei politice spre învățământul primar rural. În concepția ministrului, învățătorul trebuia să devină factorul central din viața satului și să desfășoare o activitate extrașcolară, constând în alfabetizare, organizarea obștilor sătești, răspândirea cunoștințelor de cultură generală. Putem specula că în spiritul acestei mișcări, numită haretism, Visarion Puiu vrea să implice preoțimea sătească în acțiunea de civilizare a așezărilor rurale din România. În lucrarea sa, Visarion Puiu subliniază o diversitate de domenii în care preoții îi pot ajuta pe sătei. Sunt aceleași domenii în care Spiru Haret îi vede acționând pe învățători. Pe de altă parte, Spiru Haret sprijină cu fondurile Ministerului apariția revistei Semănătorul, director de la început fiind la Vâlță și Coșul. Revista urma să reînvie preocuparea pentru lumea satului. Când Nicolae Iorga începe să cocheteze cu Partidul Conservator, liberalii continuă activitatea în acest plan după 1906, prin apariția revistei Viața Românească, sub conducerea lui Constantin Stere, revistă în jurul căreia se cristalizează curentul numit poporanism.
pornind de la ideea exprimată de I.C. Brăteanu în 1905, potrivit căreia chestia țărănească a devenit preocuparea de căpetenie a luptelor politice, Spiroare publică broșura Chestiunea țărănească, în care milita pentru înzestrarea cu pământ a țăranilor prin creditul pus la dispoziție de o viitoare casă rurală. Această acțiune completa întreaga activitate a lui Spiru Haret legată de școlile sătești și băncile populare. O parte a burgheziei sătești, compusă din învățători, preoți, mici funcționari, era conștientă că nu poate conta în această mare întreprindere pe marea burghezie liberală. În acest context se încearcă reluarea acțiunii lui Constantin Dobrescu Argeș din 1882 de a înființa un partid al țărănimii de către un grup de oameni, foști socialiști și poporaniști, ca profesorul C.I. Istrate și Zamfir Arbore, sau oameni mai tineri legați de popor, ca Vasile Cogălnicianu și dr. Nicolae Lupu. Dacă tânărul Visarion Puiu vede rezolvarea problemei țărănești și prin sprijinul acordat de preoți, oamenii politici își concentrează atenția asupra problemei împroprietăririi țăranilor. Este obiectivul care ar rezolva în mare măsură evoluția spre progres a satului românesc. Răscoala țăranilor din 1907, s-a spus de mai multe ori, nu a rezolvat problema împroprietăririi țăranilor. Nici după reforma agrară din 1921, situația țăranilor nu s-a îmbunătățit. Deși după primul război mondial exista un partid țărănesc creat în 15 decembrie 1918, puține se schimbă în viața satului românesc. Cifre s-au mai dat astăzi. Existau în 1918 2965 bănci populare sătești, în conducerea cărora se aflau 5506 învățători, 5683 de preoți. De altfel, învățătorii și preoții reprezentau în număr de 160 majoritatea persoanelor care au pus bazele Partidului Țărănesc. Dar, cu toate aceste demersuri, lumea satului are nevoie de ajutor. Înaltul ierarh este dezamăgit de situația țăranilor din Episcopia Argeșului și probabil că Visarion Puiu cunoaște și alte aspecte. Aproape 80% din gospodăriile țărănești aveau o suprafață de până la 3 hectare și erau supuse fărâmițării datorită numărului mare de copii din familiile țăranilor. De altfel, lumea satului era suprapopulată. Tot în această perioadă, mai precis în 1919, Partidul Liberal ia măsura de a trece casa centrală a băncilor populare și a cooperativelor sătești de la Ministerul Finanțelor la Ministerul Agriculturii sub numele de Casa Centrală a Cooperației și a Împroprietării. Scopul măsurii este de a înlocui din conducerea băncilor populare, din conducere, preoții și învățătorii care, nemulțumiți de opera liberală, au părăsit Partidul Liberal pentru a crea noul partid țărănesc. Sunt acestea argumente care probabil îl îndeamnă pe Visarion Puiu să reediteze lucrarea preoții satelor în anul 1925 la Mănăstirea Neamț. Eu am încercat să spicuiesc câteva idei legate de părintele sătenilor și am constatat că Visarion Puiu se ocupă de toate compartimentele vieții sociale, se ocupă de casa țăranului care de fapt era un bordei, se ocupă de ocupațiile țăranilor și îi îndeamnă să crească albine, să adune legat de învățători și preoți prin predicile lor, să adune creațiile,
folclorice și fiind într-adevăr un clar văzător și ideile lui sunt foarte moderne și pot fi aplicate și astăzi, chiar dacă nu numește monografia satelor, să adune schițe ale satelor în care să noteze apele, dealurile, ocupații, tradiții, care astăzi se numesc monografii. Dacă aceste documente le-am avea pentru diverse localități, sigur că Dimitrie Gusti a realizat foarte multe lucruri, probabil că astăzi monografiile ar fi lucrări științifice, cu adevărat, probabil că ar fi mai bogate, probabil că am avea mai multe amănunte despre ceea ce este creație populară, să spunem, de la colinde, de la cântece de stea, care s-au pierdut în perioada de după al doilea război mondial în mod cert și care astăzi ne-ar folosi ca document. Eu mă opresc aici, promit că la anul mă voi ocupa, pentru că asta era partea centrală, predicile preotului. De fapt, ceea ce notează în această lucrare ierarhul este un fel de, între ghilimele, un cod de legi și predicile prin care trebuia să se apropie de țăran. Și eu am informații, avem o mică arhivă, bunicul meu a fost puțin, nu foarte școlit, dar a fost primar în Carol și avem niște documente și avem informații de la străbunicul care a murit la 105 ani și care făcea comerț de boi și de caș la Budapesta. Și chiar aseară am vorbit cu o mătușă și mai avem niște informații foarte interesante și poate acest cod de legi l-au folosit bunicii noștri și poate că au ajuns și la părinții noștri, pentru că din ideile care au străbătut astăzi se vedea că țăranul nu înțelegea predicile, că preotul trebuia să se coboare la nivelul țăranului, să îl învețe de la A la Z, nu mai să meargă la biserică pentru că este duminică, iar predicile trebuiau să fie într-un limbaj foarte apropiat țăranului ca să îl atragă la biserică, să îl învețe, eu știu, din acele predici, ce este viața, ce este moartea și să încerce să îl ridice prin pildă, prin puterea exemplului. Și părintelui știu că îi place, încheierea nu o știe. Vizarion Puiu e un popatana, pentru că e aproape contemporan cu el. Novela a fost publicată în 1874, a fost citită în Pila Junimea. Parafrazând pe slavici, spun, ierte-l Dumnezeu pe părintele Vizarion Puiu, popa din Pașcani. Poate că sărăcenii lui slavici sunt satele la care s-a gândit mitropolitul când a scris această lucrare de ridicare a țăranului român. Mitropolitul a mișcat satul înainte, suflet bun, vrednic, depus în toate pomelnicele de pe fața pământului. I-a povățuit pe țărani să se îngrijească de traiul zilnic, puterea exemplului. Și acum dau un citat din slavici. Vremurile vin, vremile se duc, lumea merge înainte, iar omul cânt cu lumea, cânt împotriva ei. Și acum am să leg de niște cuvinte ale unui preot de la Iași, care l-a numit pe părintele Popatanda. A, domnul profesor, știam ceva din folclor și eu, ca deja cuvintele mele erau adaptate la Vizarion Puiu și voi spune și eu părintelui, să fie sănătos, să-l ajute Dumnezeu să ne întâlnească în fiecare an în aceeași atmosferă caldă, în aceeași atmosferă de înaltă ținută științifică și religioasă. Iar părintele mi-a rugat să se roage și pentru mine, să fiu prezentă până în 2065,
când mi se termină buletinul. Să rămână! La important să mi-am dat întâlnire cu un coleg la liceul 3 în 2060, pentru că buletinul dumneavoastră se termină. Îi mulțumim, doamne profesoare Ana Ioniță. Vreau să vă spun că este ultima prietenă și ultimul înscris în asociația noastră, dar vedeți un câștig. Deci an de an se adaugă noi și noi prieteni. Tineri de diferite vârste. Deci nimeni nu este bătrân aici. Vă mulțumesc și domnul profesor Macarie, atunci când am inaugurat Muzeul din Moldoveni, a făcut un material frumos în care spunea că Popa Tanda se mai regăsește prin numele parohii și astăzi. Deci nu mai dăm detalii mai departe. Doamna a revenit după ani și ani cu aceeași idee. Ce bine ar fi ca Mitropolitul Visarion Puiu să aibă urmași de talia sa, de deschizător de drumuri, inițiative așa înnoitoare și preoții pe care și dorea, pe care îi regăsim noi aici, preoția satelor să fie așa cum o vedea el acum 100 de ani în urmă. Părintele profesor vrea să vă spună ceva important. Niciodată efortul nu rămâne răsplătit atunci când este vorba de jertfă de Dumnezeu. Eu sunt bucuros că am izbutit să ajung la Părintele Torin în fața dumneavoastră aici. Dar am găsit ceva referitor la familia mea, la bunicul meu, în revista aceasta Transnistria Creștină, prezentată dumneavoastră, care bunicul meu, preotul Vasile Danilescu, apare aici. Raionul Bradier, care în Transnistria, unde a fost și el preot misionar, are 7 parohii, din care vacante este numai una. Raionul acesta are cel mai mare număr de români. Dintre cele 6 biserici câte au scăpat nedărâmate de comuniști, 4 sunt în stare bună, iar restul în reparații. Multe dintre cele 50 de cimitire au fost curățite și împrejmuite. În comuna Bradievca funcționează materiale de iconografie și sculptură, precum și o fabrică de lumânări. Cămine culturale sunt 2, Mitropolitul Petru Movilă și Nifon Mitropolitul, din parohia Comară. Raionul este condus de părintele de sub-protoieriu Vasile Danilescu. Asta e bunicul meu. Nu știu și de activitatea ați văzut cum lucrează Visarion Puiu, m-a dus pe la masă să aduc revistele acum. Nu știu ce mi-a venit mie să le aduc pe masă, că ele erau în expuse. Și le-am răspăit ca să-și găsească bunicul chiar în seara asta aici. Așa, domnul. Ne pregătim de final, tragem concluzia. Doar o scurtă prezentare a unei idei pe care Visarion Puiu a adus-o în fața românilor în 1918. Este legată de Catedrala Neamului. Deci mulți dintre noi auzim fel de fel de opinii, pro și contra catedrală. De acord sau comentarii că nu avem nevoie de catedrale, ci de spitale. Nu cred că s-ar bucura cineva să stea în spital. Mai bine este când te duci la rugăciune la catedrală. Dar au fost și sunt astăzi idei de genul acesta, pro și contra. Vreau să vă spun că în anul 1918, după Marea Unire, un arhitect bucureștean publică într-un ziar central, Dacia, la București, deci chiar în ziua de Crăciun, 1918, entuziasmul Marii Uniri, propune românilor să ridicăm în București un simbol în Piața Victoriei, un simbol care să întruchipeze biruința atâtor ani, atâtor suferințe, și anume un arc de triumf. Visarion Puiu era pe atunci simplu preot, călugăr, deci era la Chișinău, și cum a citit în ziar despre acest mesaj, această inițiativă din capitală, îi trimite un răspuns redactorului respectiv, o scrisoare pe care am găsit-o, deci imediat îi trimite această scrisoare, din care aș dori să vă prezint câteva idei. Domnule director, cred că niciun alt monument nu ar fi mai măreț și nu ar eterniza mai bine izbânda aceasta a neamului nostru și nu ar reaminti generațiilor viitoare
îndelungatele suferințe și jertfe făcute de acest neam pentru întregirea sa, ca o măreață catedrală. Pe cât de barbare și criminale sunt armele de distrugere ale războiului și oricât de încânfate fortărețele și calculele diplomatice, pe atât au fost de slabe ele în înfăptuirea acestui ideal al nostru. Deasupra tuturor socotelilor omenești a fost mâna nevăzută și ocrutitoare a celui care ține viața popoarelor. Deci, mult mai nimerit, cred, că ar fi să relevați tuturor românilor ideea ridicării unei mărețe catedrale în mult săracul de biserici oraș al Bucureștilor. Dar o catedrală care să fie în același timp un monument de artă națională, o mândrie a întregului neam românesc, puțin pricep în semnătatea unui arc de triumf, dar milioane vor înțelege rostul acestei catedrale. Și apoi, la ridicarea unui arc, sculptura și arhitectura contribuie numai în slabă măsură, pe când, într-o frumoasă catedrală, pictura se găsește în cea mai largă măsură. Un astfel de prinos superior adus providenței ar constitui o podoabă a capitalei și o mândrie a neamului românesc și ar fi cea mai sfântă datorie pe care noi românii de mult trebuia să o primim. El știa că regele Carol, în 1881, propune pentru prima dată ridicarea unei catedrale în București, acum unei catedrale cu caracter de simbol, deci Catedrala Neamului, dar a rămas doar la stadiul acesta de propunere. Mulți s-au împotrivit, a rămas doar ideea. Iată că un călugăr de această dată, Arhimandritul Visariopui, insistă. Directorul ziarului a rămas foarte încântat de această scrisoare și o tipărește într-un alt număr al ziarului Dacia pe 30 decembrie. Deci la câteva zile, automat a tipărit scrisoarea cu câteva lămuriri. Deci a considerat-o foarte interesantă și întemeiată și o publică întreagă cu adaosurile lui. Spune așa, gândul de care am fost călăuziți când am propus ridicarea unui arc de triumf a fost, cum ziceam, în apelul nostru, acela de a da o formă concretă bucuriei de a vedea împlinirea idealului nostru. Dar Arhimandritul Visarion Puiu are dreptate. O catedrală ar fi în același timp expresiunea plecatei noastre mulțumiri celui care ține viața popoarelor și care, împotriva tuturor pregătirilor forței, împlinește triumful dreptății. În curând, vom convoca pe reprezentanții celor mai de seamă instituții pentru alegerea unui comitet care să se ocupe cu adunarea de fonduri și cu stabilirea modalităților și condițiilor de îndeplinire a propunerii noastre, întâmpinată cu o aprobare unanimă. Atunci se va decide forma monumentului ce neamul nostru primește cu bucurie să ridice pentru slăvirea întregirii sale. Și mărturisim că dacă am fi cunoscut mai din vreme părerea Arhimandritului Visarion Puiu, am fi propus-o din capul locului. Cu atât mai bucuros cu cât prin realizarea ei s-ar pune capăt rușinei de a nu avea în capitala țării o catedrală a neamului. Această lipsă se datorește concepției îngust materialiste de care ne-am lăsat călăuziți până acum, concepție care subordonează toate preocupările ideale, grijilor de ordin material și care atât de limpede se vedește prin aceea că, pe când chiar băncile particulare au palate proprii, nu avem o capitală, nici o catedrală, nu avem niciun internat de băieți cu clădire proprie, iar Teatrul Național are pe din afară înfățișarea unui hambar sau a unui grajd. Și e bine ca această rușine să ia sfârșit prin voința liberă și prin oborul tuturor. Visarion Puiu, peste puțin timp, va fi ales episcop al Argeșului, va fi înscăunat în eparhia Argeșului, apoi în 23 la Bălț, la Cotin. Mâhnit de starea în care se găsea poporul și țara în acele vremuri, episcopul Cotinului a publicat atunci
cele două volume, Glas în pustie, care le-am adus și aici, le puteți vedea. Și el lămurește în prefața acestor cărți că toate inițiativele sale, însoțite de adrese înaintate forurilor superioare, bisericești și de stat, au rămas un glas în pustie. Dar spune el că dacă nu le-aș fi spus, păcat nu ar avea. În prefața volumului 2, tipărit la Chișinău 33, ierarhul constată un adevăr trist pe care îl trăiau românii. Citez. Continuăm a trăi de la război încoace vrem, nu de obștească înnoire, cum speram cu toții, ci cu tot mai multe destrămări sufletești. Fiind fără nicio busolă aleasă, încleștările condițiilor de viață grea și păgânească, potrivnice orizonturilor superioare, au răsturnat principiile morale religioase, bagiocoresc virtuțile, anulează valorile, devastează sufletele, ocolind, alteori, vrăjmășind călăuzirile încercate de veacuri și dovedite fără pereche ale credinței creștine. Din această cauză, poporul nostru trece printr-o dezorientare primejdioasă, fără a fi lămurit și sprijinit ca în trecut, de cea mai scumpă instituție a lui, adică de biserică. Și face din nou apel să se înalțe capitala țării o catedrală, un simbol al credinței, al biruinței neamului românesc. În semn de profundă recunoștință față de providența divină, spunea Mitropolitul în 1933, deci, care ne-a hărăzit strălucitele izbânzi ale războiului, în loc să ridicăm ca strămoșii noștri în capitala țării o monumentală catedrală, cum se cuvenea unui popor creștin, unii ne-au dat așa zisul arc de triumf, atât de costisitor și totuși atât de șubred și fără posibilitatea de a reda pentru popor nici pe departe simbolul sau împodobirea unei falnice catedrale. Vinovați de acest lucru sunt politicienii trecuți de atunci pe la cârma țării, străini de sublimitatea mijloacelor bisericești de a manifesta asemenea sentimente ale credinței creștine, dar, spune el și foarte important, mai vinovată este cărmuirea bisericească, neprivechind și lăsând a avea loc asemenea nesocotiri și ne luând măsurile cuvenite prin aleasa ei venire. Demersurile sale, precum și ale altor ierarhi, și Mirocristea face propunerea pentru o catedrală, deci au fost mai multe încercări, au rămas un glas în pustie. Au trecut câteva decenii și iată Patriarhul Teoftist a încercat, după evenimentele din 89, să revină la acest ideal al românilor, ridicarea unei catedrale a Mântuirii Neamului. În 29 noiembrie 2007 a avut loc slujba de punere a pietrei de temelie și sfințirea locului destinat construirii noii catedrale patriarhale. Este pe un loc înalt, pe dealul Spirii. Am vizitat-o chiar săptămâna trecută, un grup de preoți romașcani, împreună cu elevii de la seminar și cu înalt preasfințitul Ioachim. Am participat la slujba de la Catedrala Patriarhală, am oficiat Sfânta Liturghie, după care toți preoții prezenți, și au fost destul de mulți de aici, de la Roman, vreo 40-50 de preoți, și din alte protobobiate am mers la Catedrala Mântuirii Neamului. Am fost foarte încântat de ceea ce am văzut, deci este împlinirea unui vechi și măreț ideal, mă gândeam la Visarion Pui atunci, deci catedrala a ajuns astăzi la cota 70, va merge până la 125 de metri înălțime, se lucrează non-stop, 250 de oameni lucrează în fiecare zi, din care 100 pe timpul nopții. Deci se lucrează non-stop. 6 macarale pe exterior și 4 în interior. Deci este impresionant. Și cred eu
că neamul românesc merită un asemenea simbol. Am vizitat catedrala din Moscova, din Sofia, din alte țări, din alte țări ortodoxe, dar românii, totuși cu câteva milioane de creștini ortodoxi declarați, trebuiau să aibă și ei o catedrală de asemenea învergură. Mă iertați, de la Sol ați văzut-o sau de pe Casa Poporului? Nu, nu, am fost lângă, am fost în curte, în grădină, am fost acolo, ne-a permis să ajungem lângă. Pe șartier am fost. Este impresionant. Și iată că în anul 2011, când se împlineau 130 de ani de când regele Carol I a promovat primul proiect pentru construirea catedralei în capitală, atunci, în 2011, silueta ei ieșea din pământ. Deci după 130 de ani, un vis devine realitate. Între acești vizionari, iată și Visarion Puiu și-a dorit și a susținut această idee și astăzi ar fi mândru să vadă că românii au în capitala țării o catedrală a neamului. Eu aș dori în încheiere să mulțumesc tuturor celor care au susținut comunicări, au adus noi contribuții. Așteptăm materialele pentru a fi publicate în revista noastră Valori PRR și sperăm că toți pașii care se fac, toate aceste trepte în cei 20 de ani, sunt un câștig pentru noi în descoperirea adevărului în ceea ce îl privește pe Mitropolitul Visarion Puiu.